Ce căutați aici, fetelor? Să căutăm mai tot. Ok. După cum spunea și Liv, noi suntem stalkerițele, ca și una în spate la filmează, ca să avem amintirile bine puse la punct. Am venit să vă ascultăm povestind despre fobiul diavolului, că noi am povestit. Vrem să înțelegem acum ce a vrut să spună autorul. Da. Adică noi știm ce a vrut să spună autorul. Aș vrea și eu să aflu. Să verificăm. Da. Dar am fost la Brașov când în ianuarie. Da, și ele au fost. Da. Ați liniștit. Atunci ne-ați dat autograful pe carte. Când ați fost la Brașov. Mm-hmm. O să-l recunoașteți acum când o să le dați autograf pe pagina a doua. Poate ne povestiți un pic de unde a plecat podul diavolului și unde a ajuns. Da, unde a ajuns, nu știu exact, știu de unde plec. Asta mi se întâmplă destul, nu destul de des, dar mi s-a întâmplat de 3 ori, asta e a treia oară, în care, neplanificându-mi nimic, se audă, nu? Da. Neavând un plan, o schemă, fișe cu personaj, nu fac așa ceva. Ok. Știu de unde încep, în general, și ajung la un moment dat undeva. În multe cazuri, punctul de destinație coincide cu cel la care mă gândisem inițial. În 2 sau 3 cazuri nu coincide. Ăsta este un punct în care destinația a coincis, dar traseul a fost schimbat pe drum. Traseul, asta însemnând metodele, vocile din carte, planurile care la început erau 1 și care au ajuns să fie 3. S-a mai întâmplat asta de 2 ori. Odată peste 20 de ani în urmă, când eram la debut sau imediat după debut și am vrut să scriu o carte deloc autobiografică, vă asigur, despre un ambițios care se tot însoară. În ideea că la un moment dat va găsi perechea ideală, neștiind că fiind ideală nu există. Și în timp ce scriam la această poveste, pe care eu o credeam comică, în imediatul meu s-au întâmplat 2 lucruri. Am fost cooptat ca interpret la o vizită a unor experți în reducerea traficului, consumului de droguri și a cererii de droguri, ca interpret în discuțiile cu niște narcodependenți. Și am văzut de aproape niște oameni foarte bine mobilați altfel, cu mintea plină, dar cu manifestări ciudate, câteodată chiar de speriat, în momentul în care n-au doză, în momentul în care intră în vrie, nu-i bine să fii pe aproape. Asta a fost o poveste. A doua poveste a fost că în regiunea unde predasem eu în anii 80, localitatea Făget, trasă de ureche 94 și făcută oraș pe nedrept total, unul dintre foștii mei elevi a murit într-o ciondăneală, într-o încăierare pe bază de droguri. Și atunci romanul a virat. Și cu complicitatea mea, dar aproape din proprie inițiativă, și a devenit un roman care parodiază romanele de succes, romanele facile despre droguri. Asta era o poveste cu acțiunea în București și cu traficul de droguri în școli, în care șmecheria era că printre plasatori se numărau și profesori. Erau și niște măști acolo care cădeau la un moment dat, unele cădeau când nu trebuia, altele cădeau când era planificat să cadă. Și cam asta a fost povestea. Prima poveste în care textul a luat o razna, mi-a scăpat de sub condei și s-a dus unde a vrut el. A doua a fost acum 2 ani, când amenințam editura cu un volum de proze italiene. Eram în pandemie, în inima pandemiei. Liana știe. Și voiam să scriu între 7 și 10 proze, una în Campania, una în Veneto, una în Marche, una în Toscana și așa mai departe. Ca formă de solidaritate înlăcrimată cu Italia în pandemie, mai ales cu Lombardia. Și m-am apucat de prima, care era, avea ca decor Umbria, un sat din Umbria. Umbria e vecină cu Toscana și întotdeauna am spus Toscana este blonda fatală și răsfățată și, mă rog, dorită de toată lumea, da. Umbria e o femeie cu un pic de mustăcioară, cu un pic de păr pe picioare, dar teribil de sexy. Și Umbria în mine a lăsat o urmă pe care eu nu o așteptam. Văzând locurile și mai ales satul Precii,
Mi-a venit ideea să scriu o povestire, o primă proză despre doi frați care sunt măcelari și care printr-un soi de leap of faith, i-am zice noi, ceva la granița plauzibilului, ajung să fie oftalmologi, oculiști și unul ajunge medicul personal al papei, Clement al VIII-lea, celălalt ajunge să o opereze de dublă cataractă pe Gloriana, care este Elisabeta I a Angliei. Sigur că e multă scorneală. Și apare și un ocol prin Franța în această poveste, apar niște episoade legate de mingile de tenis care se fac din părul lui Anne Boleyn după momentul execuției. Sunt multe lucruri la limita naturalismului, dar în același timp povestea creștea. Și la un moment dat, cum dă cât un preparat pe din afară, a dat și povestirea mea, care s-a revărsat din ramă, motiv pentru care am anunțat editura că... Am ajuns roman. Că da, că alea 7-10 proze o să fie una singură și anume roman. Editura a binecuvântat veselul, că romanul se gânde mai bine decât proza scurtă. Și așa a apărut Acul de Aur și Ochii Glorianei. N-am renunțat la ideea celorlalte proze italiene. Am deja niște idei, am deja niște decoruri, am deja și o poveste cu un ușor iz de SF zoologic, în care oamenii sunt în grădina zoologică și animalele vizitează, animale scăpate din cuști în pandemie, închid pe oameni, ceea ce poate că ar merita să se întâmple într-o bună zi. Bom. Apropo de asta și de Podul Diavolului, am văzut, înainte să mă apuc să scriu în vacanța aia de acum 6 ani, un spectacol de păsări răpitoare, la care am nimerit cu totul întâmplător, în apropierea castelului Milland, care a aparținut o vreme lui Josephine Baker sau Josephine Baker, depinde dacă ești francez sau american. Era un dresor, treceau niște avioane pe nume vulturi și șoim pe lângă tine, la un metru de tine, se duceau la punct fix, se întorceau, prindeau tot felul de lucruri și lumea era în general bine dispusă și recunosc că și eu am fost bine dispus până am făcut o plimbare în jurul castelului după o oră și le-am văzut în voliere. Aici mi-a pierit veselia. Când am văzut că sunt dita mai mândrețile de păsări agățate de un cui acolo și cu plasă de jur împrejur, s-a părut sadic. Da, s-a părut sadic. De asta spun că poate ar fi bine grădina zoologică să-și schimbe rostul la un moment dat, să devină o grădină umană. Nu că n-ar avea materie primă, că sunt, sunt animale multe. Da. Din păcate. Da. Iar a treia carte care schimbă un pic traiectoria este Podul Diavolului. Răsărit dintr-o vacanță în Périgord, în Périgord Noir. Sunt 4 Périgorduri, Noir, Vert, Blanc, Rouge. Fiecare are specificul lui și farmecul lui. În Périgord Noir se ocupă oamenii cu foie gras și cu trufe. Deci astea sunt ocupațiile principale și beau vin, firește. Asta e. Îl așteptam și da. Și o pace de asta definitivă. Sunt decoruri de carte poștală, fără să fie însă marketingul agresiv de care au parte alte regiuni din Franța, adică Côte d'Azur, da? Provence, Valea Loarei, Paris. Nu, asta e o zonă așezată care nu oferă nimic sălbatic, oferă liniște, oferă un peisaj de deal foarte frumos și oferă multe, multe, multe castele. Și niște drumuri ca în palmă, prin inima pădurii. Este, nu există o denivelare. Castele sunt fie vechi, lăsate așa cum au fost construite ele, de exemplu Château Beynac, care străjuiește drumul, fie castelul Milland, care a fost refăcut, fie castelul La Chapelle, care este vechi și păstrează armamentul de atunci și sunt demonstrații cu catapulte și sunt tot felul de povești. Și zona se numește Dordenshire de multă vreme, pentru că a fost colonizată de englezi ca multe alte părți din Europa. Deci unde au văzut că e rost de viață bună și că scapă de ceață și de ploi, am zis, nu, venim și noi și stăm aici. Plimbându-mă prin Périgord, am ajuns în Saint-Cyr la Popii, care este unul dintre locurile de decor din cartea asta. Este un sat, că nu poate deveni comună, că n-are cum. Sub 200 de oameni. Dar cu un restaurant de mare calitate, cu cofetărie, cu tot ce trebuie. Așa părea, da. Da, așa e. Da. Și locurile alea chiar există. Glas de Bola există, Auberge de Sombral există și așa mai departe. Mulțumesc!
stând în Sarlala Caneda, care este tot acolo în Périgord Noir, de fapt cred că e capitala Périgordului Noir. Și care e un oraș de decor de film istoric. De fapt asta se întâmplă acolo. Ei nu au altă ancoră culturală decât filmele istorice care se turnează acolo. Și casa în care s-a născut Etienne de la Boétie, care e cel mai bun prieten al Montaigne. Atât. Altceva nu s-a întâmplat acolo. Și plimbându-mă din Saint-Cyr în Sarlat și înapoi, am ajuns la un moment dat ceva mai departe, și anume la Cahors, care e la vreo 20 de kilometri distanță și care este orașul, unul dintre orașele pe unde au trecut muschetarii. Da. Acum, pe unde trec muschetarii, mie îmi place. Nu contează dacă n-am văzut locul, dacă nu știu nimic despre el, dacă au trecut ei pe acolo sau măcar unul din cei patru, e bine. E un loc binecuvântat. Și m-am dus la Cahors să văd cum arată orașul, să văd ce-i de văzut în mod special. Și am nimerit peste podul ăsta, care se cheamă Pont Valentre oficial, și podul diavolului, drept cârlic de marketing, pentru că nu-i ceva original. În Franța există 49 de poduri ale diavolului, numai în Franța. Mai sunt și în Elveția, și în Catalonia, și în Italia, și tot în Bulgaria. Da. Noi picăm testul și la criteriul diavolului, nu că n-ar fi material. Noi îl avem, da, dar avem multe ipostaze. Da, avem multe ipostaze, nu mai nevoie de pod. Și limonadă acolo. Așa. Și atunci, plimbându-mă și văzând podul ăsta și știind sau bănuind că fiecare pod are legende, are mister, are blesteme, are povești, am zis, hai să facem o carte în care podul să fie personaj. Nu e prima tentativă în care personajul nu e om și nu e lăcustă sau leopard. Am mai scos un roman acum vreo aproape 11 ani, care se cheamă Astăzi este mâinile de care te-ai temut ieri, nu vă temeți, nu mă găsiți, s-a terminat de mult. Și în care unul dintre personajele principale e un cântec. E un cântec pe care eu l-am auzit abuziv în Dublin, l-au auzit peste tot. E un cântec cult, al lor o baladă, care se cheamă Fields of Athenry, pe care galeria lui Liverpool, pare rău, folosesc cuvinte de-astea, a preluat-o... Nu suntem chiar praf, mai știm așa câte ceva. E nedelicat. Galeria lui Liverpool a preluat-o și a transformat-o în Fields of Anfield Road și este un cântec de peluză. E al doilea cântec de peluză după imnul lor, după You'll Never Walk Alone. Sau, după anumite voci, după meciul cu Real Madrid de săptămâna trecută, You'll Never Walk Again. Am prieteni care țin cu Liverpool și trebuie să le... Am și eu unul. Sper că înregistrăm asta. Da. Așa. Și încet, încet a prins contur povestea asta a podului. Balada în romanul de care vă vorbeam e o baladă care eu am compus o biografie. Ea a fost scrisă prin anii 70 ai secolului trecut de un anume Pete St. John. Și există în variante a capela, punk, country, jazz, în toate. Cântată, interpretarea cea mai cunoscută a unei trupe care se cheamă Dubliners, din distribuția originală, nu știu dacă mai trăiește vreun, ba, mai e unul, Paddy Riley, care e mutat în America, definitiv, restul cam lui. S-a schimbat distribuția, mă rog. Piesa a rămas. O auzi în Temple Bar, în Dublin, o auzi cam peste tot în magazinul de suvenire și am auzit-o atât de mult încât am zis, mă, dar ce-ar fi? Că prea iese des în cale. Și așa a apărut acest roman, despre care un critic, nu spui cine, a spus că e un roman despre fotbal. Și m-a zis, ok. Am încercat să spun că nu, dar nu pot fi crezut că eu sunt subiectiv, că l-am scris. Cititorii da. Știu întotdeauna mai bine. Știu mai bine decât scriitorul, da. Și am fost întrebat, da, dacă nu e despre fotbal, despre ce e? Și zic, asta nu e frumos, mă apuc eu să spun despre ce e cartea mea, mai ales că nu era ceva încifrat, hermetic, nu. Dar dacă vreți o explicație într-un cuvânt, e un roman despre foame. Despre foame, în prima parte, care reprezintă un fapt istoric, mă rog, foametea cartofului din anii 1850, în care... Scuze, cineva cu ciocolată caldă? Da, ok. Deci e vorba de acea foamete la propriu.
și foame la propriu a cuiva care trebuie să fure din porumbul maiestății sale ca să-și hrănească pruncul. Da? Și ăla este prima treime a cărții, este o carte despre foame biologică. Omul este arestat și nu e executat, e trimis în colonie, în Australia, Tasmania, pe acolo. Și a doua parte, scrisă la alt timp verbal, la prezent, că așa se scriu jurnalele, prima este la perfect simplu, al timpul narațiunii, este o parte despre foamea de libertate a unui om care știe că va fi executat și care, cu o zi înainte de execuție, este adus în celula condamnaților, iar deasupra ei scrie, astăzi este mâinile de care te-ai temut, iar cineva mai vechi, care crăpase mai de mult, a zis, să le fac și eu un bine celor care vin după mine, să scrijelesc povestea asta ca să nu le iasă din cap. Și în sfârșit, jurnalul acestui personaj este tipărit în partea a treia a cărții, este cumpărat, găsit de un librar, adjunct de librar, care este fanul lui Liverpool. Și aici începe formă. Și este arătat unui prieten. Se descoperă cântecul ăsta care, în prima parte, este cântec de revoltă socială. În partea a doua este cântec de ocnă. Și în partea a treia devine cântec de galerie, de peluză. Și însoțește pe Liverpool în finala de la Istanbul din 2005. Doamnelor, să știți că anul ăsta finala e tot la Istanbul. Mâine plec la Istanbul. Fără Liverpool, probabil. Mâine dimineață probabil. Plec la Istanbul. Vă iau bilete dacă vreți. Okay. Da. Ce șansă. Așa. Asta era povestea cu un cântec transformat în personaj. Aici podul devine personaj pentru că în jurul acestui pod se ses niște lucruri. Când am început eu să scriu cartea, adică la destui ani după acel concediu și între timp a trecut o pandemie, mă rog, nu aveam în vedere altceva decât o carte relaxantă despre, cu decorul în Franța, care lipsea din clasor, fuseseră altele până acum, și pe măsură ce scriam am spus, dar de ce să fie o carte atât de asemănătoare celorlalte. De ce spun asta? Pentru că începutul cărții, primul început al cărții, a fost în capitolul al doilea, unde sunt 3-4 pagini scrise în limbaj de secolul al XIV-lea, pe care revista Luceafărul mi l-a cerut ca să ilustreze nu știu ce rubrică, habar n-am, și am zis, vă dau începutul din romanul la care lucrez. Evident că nu e începutul, e continuare. Dar atunci era. Atunci era începutul, da. Și după ce am scris acele 3-4 pagini, am spus, bun, dar așa am scris Fluturile Negru, așa am scris Cu inima ascunsă din piept, așa am scris prima parte din Astăzi este mâinele, așa am scris Acul de Aur. Nu, hai, gluma bună e gluma scurtă. Și am zis, ia să virez. Okay. Și am făcut din acele 3-4 pagini un exercițiu de enigmistică literară. Pe urmă, hotărându-mă să aduc acțiunea în prezent și să povestesc la timpul prezent, am spus, dar de ce să fie numai o voce? E prea simplu. În Fluturile Negru era o voce, mă rog, era un contrapunct, era un capitol despre acțiunea propriu-zisă cu Caravaggio în mijlocul ei, un contrapunct constând într-o scrisoare, evident inventată, scrisă de Caravaggio maestrului său. Și am zis, pe cine aș putea să chem în ajutor? Ce voce mi-ar folosi aici? Mi-ar folosi vocea unei doamne istoric, cercetător, specialist în poduri, care scrie o carte despre poduri și care, în 6 capitole care apar în carte, prezintă tot felul de povești despre tot felul de poduri din secolele al XIV, al XVI, și așa mai departe. Doamna nu există, înțelege, nici carte. Deci totul e scornat. Pe doamnă o cheamă Agathe Leboeuf de Villiers, Agathe de la Agatha Christie, pe care eu am adorat-o ca stilistă a limbii engleză. M-a interesat niciodată cine e criminal. Major domn. Da, da. Ce să vezi. Ce potriveală. Leboeuf de la Franck Leboeuf, campion mondial cu Franța în 1998, și de Villiers de la Gérard de Villiers. Care e de Villiers, de fapt, dar am zis, hai să-l facem de. Deci este numele cercetătoarei care vine ca vocea a doua și care asigură câte un contrapunct din când în când.
Și după aia am spus, non ce duie esența a treia, mai trebuie o voce. A cui? Păi hai să facem o voce a criminalului. Dacă ai să fie o voce subțintă, o voce patetică, revanșardă, care să pună un pic de otravă în toată acțiunea și care să promită mari desfășurări. Și asta este țesătura cărții. Sigur, asezonată cu tot felul de mofturi franțuzești, da? Mai câte o prăjitură, câte o băuturică, câte o... Acum, diabeticii suferă și își exprimă suferința scriind și asasinându-i pe elați. Da. Pe cei care nu sunt. Cartea apărut mi se pare pe la sfârșitul octombrie, parcă, da? Și pare să aibă succes, deși aici la mine e acel paradox, nu știu dacă numai la mine, cărțile cele mai bune se vând cel mai rău. La fel ca... Poftim? Și una și alta mai stre, ca în actorul și sălbatic. De unde vine regretul ăsta? Ce titlu mi-l inspira, adică? Ce anume? Ce v-ați fi dorit să fie vândut mai bine? Păi romanele în general. Romanele în general, adică eu cea mai multă minte acolo am pus-o. Ca așa, sigur, e simpatic să scrii ghidul nesimțitului, mai ales că nu trebuie să ieși din apartament. Adică vin subiectele spre tine, tu nu trebuie să faci nimic. Doar să auzi bine, să vezi bine și restul se asigură. Dar preferați să scrieți roman sau proză scurtă? Da, aș prefera. Și, nu, adică mie îmi place proza scurtă și acum la Bookfest probabil că o să scot un volum de proză scurtă care o să cuprindă niște reluări, dar schimbate un pic, niște texte noi, niște povestiri noi, va fi un fel de omnibus de proză scurtă, cu un titlu pe care îl știu deja, na, vreți să vi spun, da. Am spus în interviu, da. Da, vrem să ne spun. Da, se va chema Garoafe la bordel, pentru că într-o povestire apare o convenție legată de niște garoafe cu soț, e acolo ceva mascat. Okay. Și e descoperit misterul din greșeală de un polițist care merge la o mormântare și nu știe, dă peste altceva. El vrea garoafe ca să meargă la mormântarea cuiva și că încolo, în staniul ăla, îi se dă și o cheiță. Codul era, dați-mi două garoafe și se dădea și o cheie. Dar ăsta săracul nu voia corocoțumbul, nu voia să meargă la doar mormântare. Da. Vorbitorincii despre povestirea asta scurtă, că se pare că știu. La Brașov. Sau poate la Brașov, da, dar nu știu, eu spun atâtea, că don't mind. Da, și vor fi, nu știu, cred că 15 proze, poate 14, poate 16, dar în jur de 15, câteva noi, știu deja și care sunt alea noi, dar asta chiar nu vă spun că poate să schimb. Dar scriu cu aproape egală plăcere. Romanul are avantajul că te lasă să te despletești. Deci doar nu-ți spune nimeni, bă, mai oprește-te, mai gata. Nu, poate să iasă Teodoros, care este o splendoare, ceva absolut încântător. Poate să iasă un roman de 100 de pagini, există și așa ceva. Da, există, adică, da, sau Geniul și Zeița lui Huxley, care e esență pură. Și n-ai niciun fel de granițe și de constrângere. La proza scurtă trebuie să fii mai sprinten așa și să știi să te conții. Și avem oameni specialiști în proza scurtă, Răzvan Petrescu, pe care aș dori să-l puteți chema. El se lasă greu, e adevărat, dar e unul dintre campionii prozei scurte de la noi. Pe Cosașul nu recomand pentru că nu vine. Deci el e agorafob, adică nu încercați. Poate vrea online. Nu. No. Dar da, romanul dă un pic de libertate de mișcare pe care nu am în proza scurtă și îmi permite și viraje la o, adică pot să iau pe drumul mai lung, pe un drum mai puțin bătătorit, pot să inventez mai mult sau să improvizez când e cazul. Cam asta e povestea. Să știți că eu v-am păcălit puțin. Podul diavolului a fost așa, doar pe textul, să nu vă invităm, pentru că noi am mai citit Radu Paraschivescu. Ce-am citit fetelor? Regviem vesel pentru tata. Okay. A fost una dintre primele noastre cărți, cred, în urmă cu vreo 2 ani, 3 ani, pe la începutul pandemiei. Și poate ne povestiți un pic și despre Regviem vesel pentru tata, pentru că pe noi ne-a atins atunci.
în multe feluri. Da. Eu cred că tata nu mi-ar ierta dacă ar ști ce am făcut cu el și cu numele lui. Da, e o carte scrisă în pandemie și scrisă la un moment dat într-o perioadă de mari exasperări în care îl căutam și nu-l găseam. Și, evident, nu-l găseam că murise, dar eu îl căutam în continuare. Și eu am și acum perioade, nu fiecare zi, dar perioade destul de dese în care vorbesc cu el. Și fiind singur în apartament, vorbesc cu voce tare. Sigur, dacă m-ar auzi cineva, ar crede că sunt țăcănit, că ceva filează, dar vorbitul singur cu voce tare este foarte sănătos. Vreau să vă spun. Nu e nimic legat de nebunie sau de derapaj. E un lucru terapeutic aproape. Și căutându-l și tot căutându-l, am spus, hai să-mi aduc aminte niște lucruri pe care le-am făcut cu el. Hai să-mi aduc aminte cum a crescut, hai să-mi aduc aminte de povestea asta unei inițieri, că de fapt asta era, și că era tandră, și că era prietenească, și că era în același timp adresată unui copil și unui viitor adult, ceea ce e greu de obținut. Și țin minte că eu mă duceam în lungi plimbări, de care eu nu știam că sunt pregătite, și care păreau rodul întâmplării, mai ales era o zi frumoasă, noi stăteam destul de aproape de Arcul de Triunf, de zona Alecu Constantinescu, fostă Câmpina, aveai pe unde să te plimbi, tot labirintul ăla de stres, Andu Aldea. Dar el știa exact de ce pleacă cu mine la plimbare, adică avea un punctaj. Voia să vorbim despre niște lucruri, să vorbim, impropriu spus, să vorbească. Și eu să ascult, să bag la cap dacă se poate. Și așa a început călătoria asta prin București, care a fost ba pe jos, ba câteodată cu un tramvai hârbuit, în care el îmi arăta restaurantul nu știu care, ce fusese înainte, cum se dărâmase, ce se întâmplase și din când în când trântea câte un porci ăia. Tramvai e destul de riscant, da? Și mai și acasă își permitea, când întrebam eu cine a fost, nu știu cine, un porc. Ce știam. Bon. Mama, care era ambasadoarea păcii și a bunelor maniere, spune, eu nu. Da, nu mai mult de atât. Și sigur că a fost o viață absolut obișnuită, a unei familii obișnuite, fără crize enorme, fără ambiții, fără cariere spectaculoase, dar o viață foarte așezată, foarte... am fost bine instalați în apartamentul ăla, care au o cutie de chibrituri, a fost o familie armonioasă, în care s-a vorbit la dos de jos, în care, eu nu-i țin minte pe ai mei să fi certat, ori fi făcut-o, dar ori nu eram eu acasă, deci că n-ar exista perfecțiunea conjugală, e un mit. Poate și un rid, poate și un rid. Și așa a apărut cartea. E o carte despre amintirea unei inițieri și a unei prietenii. Și e un om, așa, felul în care l-am prezentat, eu nu e cosmetizat deloc. El așa a fost, e antivulcanic, e adevărat. Se înfuria câteodată, se înfuria din fleacuri de obicei. Îi trecea repede de o mare generozitate. Și ilustra acea categorie de oameni care nu au nevoie de contracte, pentru care ajunge strângerea de mână, ajunge promisiunea, se vedea peste cap și îndeplină. Da, am fost întrebat de ce n-am scris o carte și despre mama, că și ea a murit de altă. Nu, totuși nu pot acum, mai am și un văr în viață, mai am și o verișoară în Canada, adică mă apuc și fac inventarul familiei totuși, de lume. Mai ales că mama a preferat din capul locului statutul de voce a doua. Da? Deci a fost acolo, în plan secund, avansând în prim plan când apărea câte o mică criză între noi, o discuție mai aprinsă decât de obicei, o tensiune, că au fost și de asta, o neînțelegere. O minciunică, cam plasat la viața mea. Plasești acum, dar nu știți. Putem altfel. Da. Așa, nu putem, nu prea putem, da. Gândiți-vă că ar fi sinceritate absolută pe lume. Nu, am explodat. În două minute planeta s-ar duce. Da. Dacă ești sincer până la capăt, ce cu toți ceilalți, da? Dacă șefii de stat ar vorbi sincer unul cu altul, s-ar întâmpla. Da? Și mama a fost planul 2, care în momentele de mică sau mare tensiune
apărea în planul întâi, așa era uleiul. Și era uleiul de la tava cu prăjituri, de la crema de zahăr, se zicea, cu așa ceva se ilustra, adică a fost capabil. Așa făcea pace și așa se face diabetul, nu se face ușor, trebuie să muncești pentru el. De ce trebuie să vorbim despre asta? Era o seară plăcută. Era, ca să vă pun în gardă, aveți grijă ce mâncați. Da, adică ea era, ne ținea atât de mult la armonia familiei, încât a fost în stare să ne facă o farfurie cu minciunea la 3 noapte. La 3 noapte, totuși. Pentru că era finala Brazilia-Italia din Mexic și era diferență mare de fusora din 70 și atunci, da. Eu zgândărindu-l cu Brazilia, el spunându-mi că Italia, el ține cu Italia pentru renaștere. Am spus, dar ce legătură are renașterea? Ăștia ai tăi sunt niște bătători de minge care au cafea. Păi zic, ce rău să ai cafea? Ia uite. Merge cu renașterea. Da, sunt ăștia care stau pe plajă toată ziua, n-au o meserie a lor și n-au dat lumii un Marsilio Ficino și un Petrarca. Și, da, cam astea erau hârjonelele, dar tot așa hârjonindu-ne, el m-a introdus treptat și încet și fără care să simt, în ceea ce se cheamă spațiul culturii. Cum? Prin faza, jucând faza. Și aveam acea ambiție de leu, da? Să-l bat. El știind de 100 de ori mai multe nume decât mine, dar se mai lăsa bătut din când în când ca să nu abandonez, să nu mă descurajez și să vin și a doua oară. Da. Cam asta e Requiem-ul. Cred că am scris într-o lună, maximum o lună, pentru că era în pandemie când eu am fost mai harnic decât de obicei, ne lucrând în construcții sau mai știu eu în ce, viața mea nu s-a schimbat. Adică mi s-au amputat niște obiceiuri și niște mici plăceri. Statul în cafenele, de pildă, nu mai aveam unde să stai. Da. Și librăriile erau închise. Și mersul cu metrou, care este biblioteca mea mobilă. În perioada de izolare, de lockdown sau cum i-a zis, nu aveai voie. Eu țin minte și acum cum a venit o mașină de poliție după mine și m-a zburătăcit în apartament. Da, eram acolo, în quartal. Și mă plimbam fără să am nimic. Mi-a zis, treceți în casă. Zic, doamne, zic, e sfatul medicului, trebuie să mă mișc. Trebuie să fac niște kilometri. Da, așa, da. A fost un trafic. Erau scenele alea prin Milano cu căței de aia de plastic. Exact. Da, se plimbau. Căței de închiriat. Da. Cam asta a fost Requiem-ul. Spre bucuria mea au fost cititori care au recunoscut bucăți din viața lor acolo, ceea ce e foarte simpatic, da? Și ceea ce îți dă și un fel de idee despre solidaritatea dintre cititori și scriitori, care se manifestă la nivelul sensibilității aici, în cazul Requiem-ului, să zicem, se manifestă la nivelul frustrării, îmblânzite, când cititorul cumpără o carte de tipul Orice om este teamă. Uh-huh. Sau lumea nu-s mai multe românii, sau noi suntem români, unde bănuiala mea e că avem de-a face cu o achiziție de solidaritate. Adică omul acela cumpără cartea pentru că, răsfoind-o, uitându-se în librărie prin ea, a văzut lucruri pe care le-a trăit și el, dar nu le-a exprimat așa. Și atunci, asta îl face să o cumpere, că uite, e unul acolo e care despre râde. El. Da, e și despre el, e și despre ea care își bat joc de noi și nu își îndeplinesc promisiunile, e și veselă, deși pe fond e foarte tristă. Așa astea sunt cărțile cu vânzare. Mm-hmm. Adică eu din Fluturile Negru, că m-am amintit de la Dineauri, s-a reeditat acum 3 ani. Și cred că la această a doua ediție am vândut spre 4500 de exemplare, ceea ce la orice altă editură decât Humanitas este o victorie. Asta v-am să spun. Un bestseller, da. La Humanitas 4500 e ok, adică bă, nu poți să zici, ești pe plus tu editură. Îți acoperi costurile, da. Îți acoperi și mai și rămâne un pic de înghețat fără zahăr. Dar, un bilet de metro. Așa, un bilet de metro, exact. Dar nu e un bestseller. Orice om este teamă, are 24.000 vândute. Da? Okay. Că e cu Dăncilă și cu Daia. Exact. Și Petre Daia, care a fost convins că a repurtat o mare victorie asupra partidului, pentru că a apărut în cartea asta. A crezut că e bine. Bine, Daia are tot felul de... A crezut că e de bine. Convingeri, da, dubioase. Eu am un trecut cu Petre Daia. Astea sunt chestii pe care le-am mai povestit. Când prima dată, la precedentul mandat al lui, că el știți că este da. A Revenant. Da? Iată de da. Da.
La primul mandat l-a pus pe secretarul de stat să mă sune și să mă întrebe dacă am o lucrare tradusă în engleză. La Petre Dea nu există noțiunea de carte, există lucrare. Da. Și zic, n-am. Dar de ce? Păi vrea domnul ministru să-i facă un cadou, o lucrare a dumneavoastră, secretarului european pentru agricultură, comisarul european pentru agricultură. Zic, și ce legătură am eu? Și argumentul că, pe mine asta m-a culcat, a spus, sunteți născut în același an cu el. Nu cred! Să-i trimitem o listă. Am vrut eu să-i spun. Dar m-am gândit că îmi pierd prietenii. Zic, dar zic că la fel, pe Vlad Zografii, pe Ioana Pârgulescu, sunt oameni născuți tot în anul meu, pe Naia Caranfil, zic, sunt o grămadă. Și omul destul de... Până la urmă a luat lucrarea și i-a dat-o comisarului irlandez, la săracul cinste ce-o fi făcut cu ea, că nu mi-e chipit că a început să învețe română. I-a dat-o limba română, sigur. Așa. După care a apărut cartea asta cu orice om, pentru care am fost acuzat că nu știu limba. Domnul Daia a trimis pe cineva de la cabinet să vină la coadă la autografe la Gaudeamu să ia autograf. Ok. Eu sper că a luat mai multe. Am impresia că a luat două. Am impresia că a luat două. Să da. Fie. Da. Și nu mai știu unde. Da, nu, cred că am vorbit cu el și mi-a spus că îi pare foarte bine că apare cartea aia. Mi-a zis că ați citit-o? Nu, încă, nu. Dar vreau să o iau cu mine pavion la Bruxelles. A, bun, bun. Și pe și Bruxelles. Și m-am gândit, zic, omul o să fie convins că e de bine să apară într-o carte de asta, alături de alți și alte. Și n-am mai aflat nimic de atunci. S-a simțit rău. I s-o fi spus cineva, bă, vezi că nu-i bine. Dacă ești aici, nu-i bine. Na, cred că a avut colegi care au fost mai înțelepți. Dar asta este balansul între romane de tipul cu inima smulsă din piept, din care vinzi 3.000-4.000, că și ăsta s-a reeditat acum 2 ani, pentru că s-a tradus în portugheză, s-a tradus printr-o întâmplare, cred. Eu nu sunt om tradus afară, acum încep. Și acum încep cu mici accidente de parcurs. Mi s-a tradus Fluturile Negru în sârbă și am fost la târgul de la Beograd în octombrie și am descoperit două lucruri. Unu, că la sfârșit, pe ultima pagină acolo, numele meu e scris cu chirilice, dar apare și un Miron. Râd pentru că am plecat acum și soacra mea m-a întrebat, te duci la întâlnire cu Miroara cu Paraschivescu? Da. Cât mai târziu, Doamne ferește. Dar de ce îi cheamă la fel? Care-i diferența? Nu știu, unu-i mort. Și acela nu e cel la care mă duc eu. Nu la cel. Așa, deci eram acolo Miron, le-a scăpat și titlul era Fluturile de noapte. Era Noștri Leptir. Eu credeam că o să fie Țârno Leptir, că știu și eu că Țârno e negru. Negru, da. Țârnogore. Ciorna. Cernavodă, Țârnogore, Muntenegru, mă. Și am văzut Noștri Leptir și zic, bă, da, deci l-am întrebat pe traducător, zic, dar de ce e așa? Zice, păi, fluturile ăla nu e negru. Zic, băiatul, zic, tu ai tradus cartea, de-a uitat ce ai tradus. Fluturile Negru este un tablou inexistent al lui Caravaggio, inventat de mine. Exact. El arde la un moment dat. Da. Dar și e negru. Da, zic, nu e Acheronția Atropos, că zic, eu am fost tare pe fluturi în școală, așa, adică la e maron chis, are niște ochi, așa, ok. Dar nu e ăla. A, da. Cine stă să întrebi? E fluturi, e fluturi. Asta e important. Da. Cu... Romanul portughez a fost mai simplu pentru că traducătorul e foarte bun. E Corneliu Popa, care e stabilit în Portugalia de multă vreme. Cred că a făcut filologia, lucrează în industria hotelieră. În orice caz, da. Și un tip foarte ok. Și la traducere au contribuit, în mod sigur, ICR-ul Lisabona, conducerea precedentă cu Daniel Nicolescu, un personaj. N-ați văzut fumător ca el. Nu. Așa ceva nu există pe lume. Bolnav de inimă, atenție. Soția medic. Măcar știe ce face. Da. Și-a mai contribuit, cred, un lobbying al lui Roizing.
okay. cu care eu mă cunosc, cu care am o relație foarte bună, care a declarat la un moment dat că ar vrea ca eu să fiu tradus în portugheză, necitind un rând de mine, că nu știe română. Și din această formă de agregare s-a născut varianta portugheză, care arată mai bine decât varianta în limba română, și coperta, și litera, și... Nu, nu, cu inima smulsă din pot. Cu inima smulsă. Arată mai bine decât varianta românească și cred că a mai fost ceva care a contribuit. Un soi de curiozitate față de mine, cred. Pentru că acum 4 ani am fost invitat la Lisabona în ceea ce se cheamă Noaptea Literaturii Europene. În fiecare an vine cineva din România și nu numai, din toate țările. Și am fost acum 4 ani, m-am întâlnit cu Rui și am participat la un atelier de lectură, care însemna citit aceleași 3 pagini, mă, eu citeam una singură, că n-avea rost să-i asasinez pe portughez cu limba română, nu știu cât, Rui citea 3 pagini în traducerea în portugheză, făcută de Corneliu Popa, și se schimba publicul. Deci noi stăteam în aceeași încăpere, alți scriitori cu traducători în alte încăperi, în alte sedii, și erau sloturi de astea de 20 de minute, maxim o jumătate de oră, de la 7 seara până la miezul nopții, ieșea un grup, intra altul. Și pentru fiecare grup autorul, da, și traducătorul. Și traducătorul, da, Rui interpreta. Eu citeam, el se scălâmbăia, se dădea peste cap, făcea urât. Simțea da, textul. Da, 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 nu mai bine ca mine. Și cred că și asta a contribuit într-un fel, pentru că cineva chiar m-a întrebat, dar cum se face că vine cineva din România și scrie o chestie despre o dramă din secolul XIV la portughez? Adică și noi, dacă am avea pe cineva care, un portughez, să vină să scrie ceva despre Mircea cel Bătrân, te-ai întrebat de ce. Da. Și cam asta a fost. Și acum, asta, Sutul Negru se va traduce în franceză. Asta deja. S-ar putea, da, Bruno e asediat și știu că are o listă lungă. Există niște tatonări pentru o variantă în italiană și la Fluturele și la Cu de Aur și le-ar merge amândouă. Deocamdată traducătoarea Florica Curiol, care traduce mult și bine din franceză, a terminat Fluturile pentru editură din Franța. Să vedem ce o să fie. Da. Asta e. Aici e tristețea, că romanele se vând, ele ce se vând, dar tot mai buni e ghidul nesimțit. Gândiți-vă că ăla s-a vândut în 70.000 de exemplu. Și nepoliticos aproape. Și fără efect, adică nu crezi că există cu 70.000 de nesimțiți mai puțin în România. Nu facem socotezi din astea. Oricum e apărut mai de mult, au mai editat. Dar nu, că s-a reeditat anul trecut, da. După cum vedeți, noi suntem foarte ascultătoare. Uh-huh. Și acum, fiindcă tot ați zis de traduceri, poate vorbim puțin și despre cariera noastră de traducător, pentru că noi așa am citit Jonathan Coe. Este una dintre preferințele mele. Numărul 11 sau despre nebunia obișnuită, cred că am citit, nu? Da. Și Rușdie. Unul singur. Unul, primul tradus la noi, da. Am avut o mică reținere, dar mi-a trecut repede, pentru că am tradus-o pentru Univers. Denisa era la Univers, atunci n-ajunsese încă la Polirom, n-ajunsese la Humanitas. Și mi-a propus povestea asta și eu mi-am adus aminte că 2 traducători o pățiseră. Da, e adevărat, traduseseră versetele satanice. Da. Și... eu am zis, mă, nu știu ce să fac, e și mare, e și grea și o oarecare reținere așa avea. După care mi-am adus aminte unde stau și am spus că abia nimeresc eu acasă. Mâna lungă a Aiatolahului nu va nimeri. Acum arăta București atunci, în 99, Și m-am apucat și am tradus-o. Dar și pe Rușdie l-am cunoscut ulterior și pe Căl, de altfel. Și am avut și o corespondență cu David Lodge. Începută în 88. Wow! Da, când eu făcusem ceva care normal nu se face, adică m-am apucat să trag o carte așa, de tembel, că o găsisem la British Council și era o carte, da, dar era o carte deja datată. Adică era Language of Fiction, era o carte de teoria romanului, mai avea și nu avea valabilitate când am tradus-o eu.
Dar mi-a plăcut să o traduc și am scris-o David Lodge. M-am dus la bibliotecă, am luat adresa din Hushu și am scris. Tata a râs de s-a umflat, mi-a zis, ce candid ești, cum crezi că o să primească ăsta scrisoarea? Găsa-mă că o citesc băieții, zic, o citesc și ce o să găsească înăuntru? Nu, adică nu e nimic infamant, nu zic jos Ceaușescu, dați-ne pâine, nu, adică pur și simplu i-am spus că-i traduc cartea. Na. Și mi-a răspuns. Da, am râs eu de tata, scepticismul ăsta maladiv. Da, mi-a răspuns și mi-a spus, mi-a dat și niște ghidaje, eu eram fluturaș, nu știam nimic. Mi-a zis, știi că trebuie discutat totuși cu un agent, agentul meu e Curtis Brown, știu că drepturile de autor vor fi în blocked currency, adică în lei. Da? Dar mi-a zis ce am de făcut. Și eu m-am dus cu traducerea la Denisa, la Univers, și, curajos, da, inconștient. Da. Știu, da, aveau cunoscuse, da. Și i-am dat cartea în 90, la început, i-a apărut în 99. Banii am luat în 99. Vreau să suspensi funcțiile, da. Neindexat. Și, și ea mi-a spus, păi dacă tot îți place David Lodge, uite, tradu Nice Work, meserie. Volumul 3 din trilogia de Campus. Mm-hmm. Tradusese George Voluțanov, nu, Bill Stanciu, cred că tradusese Small World, nu, Changing Places, care era prima, tradus-o Bill Stanciu, George Voluțanov pe a doua, Small World. Înainte de asta, a trebuit să-mi dau cumva dovada, să primesc the seal of approval de la Denisa și mi-a dat și gură să traduc The Remains of the Day. Bun. Și așa ajungem și la Jonathan Coe, din care eu traduc acum 8-a carte. Sunt la început, în primele 50 de pagini, din Bonneville. Bonneville a apărut anul trecut, prin noiembrie, cred, în Anglia. E frumoasă și asta, frumoasă foc. Da. Nu-mi dau seama care mi-a plăcut mai mult. Deci dacă mă întreb, primul impuls este să spun Casa Somnului, care mi s-a părut ceva splendid, e și de sine stătător, nu face parte dintr-o trilogie sau biologie, că la început cercul, da, Clubul Putregarilor și Cercul Închis, trebuiau să fie ele două și atât. Dar la o discuție pe care Cău a avut-o la Paris, cred, la Shakespeare and Company, cu cititori, așa cum stăm noi acum, la un moment dat a declarat că i s-a cam făcut dor de niște personaje din Cercul Închis. Și așa a apărut Middle England, care e iarăși foarte bună și care se poate citi și separat. Eu am citit-o separat la recomandarea lui Luca Niculescu. A fost primul meu contact cu Jonathan Coe. Nu citisem nimic până atunci și mi-a recomandat, nu a apărut la noi și mi-a făcut-o cadou la momentul respectiv. Da, știu că Luca e fan. Da. După Casa Somnului, pe care eu am tradus-o pentru Univers și care a apărut la Polirom, că între timp Denisa a plecat și a tras masa după ea și cu ce era pe acolo oferte. Am mai tradus niște lucruri, Clubul Utregăierilor și Cercul Închis. Asta ți-am zis adineauri, numărul 11, ce a spus dumneavoastră. Da. Numărul 11, Middle England. Domnul Wilder și cu mine, care iarăși este o carte atât de delicată și de frumoasă. Eu prima dată când am citit-o, am zis, da, e foarte frumoasă. E un pic subțire, nu ca număr de pagini, e un pic străvezie, așa, parcă n-are pedala pe care o au altele. Aici când am luat-o la tradus, mi-am dat seama că citise în superficie și am zis, bă, stai un pic aici, totuși sunt multe lucruri, multe interesante. Am tradus o carte pentru copii. Oglinda dorințelor. Da? Da, ea cred că s-a chemat Mirror Cracked, cred, în engleză, dar ai noștri au luat Specchio dei Desideri, cred că asta era varianta italiană și au luat varianta italiană, au preluat-o și ei. Carte pentru copii, chiar pentru copii. Și acum cu Bonneville s-ar putea, că tot vorbim de activitatea mea de traducător, s-ar putea că să fie ultima carte tradusă de mine. De ce? De bani. Simplu. Adică cineva trebuie să înceapă povestea asta. Cineva trebuie să înceapă pentru că tarifele sunt scandaloase. În cele mai multe cazuri. Adică încă există edituri importante care plătesc cu 2,5 euro brut pe pagină. Da? 2,5 euro cred că se plătea dintotdeauna, la 2000 de caractere. Da. Nu, 2000... Acum sunt alții care au trecut, au mai sărit, dar nu mult. Da. Mm-hmm.
prin 2003-2004, atât, am 2 euro jumate pe 2000 de caractere, mm-hmm. de la Corin. Ah, ok. Da. Voi la Anca, pentru că ea vine de la Corin. Ah, okay. Bun. Nu, a fost numai la Corin. A fost mai de mult și a trecut. Mai da? Mai da. Și pentru... Da, și pentru alții, acum sunt că vreo 5. Așa e bine, așa e bine. Da, 3 euro. Da, 3 sunt, adică generozitatea maximă a fost 5 euro pe pagină, net, dar astea sunt cazuri rarisime. Dar din franceză se plătea mai bine, dacă mi-am dus bine. Nu știu, pe mine m-au plătit la fel. Sau că am avut eu un deal bun. Ca cetățeanul care se duce în comunism la secția de poliție și spune, nu vă spuneți, ai să bate la mașină, și eu nu știu că pe mine m-au avut un manual. Cam așa. Da, se plătește mizerabil. Că mai vine câte unul și ridică un pic tariful, că mai vine altul și mai ridică încă un pic, tot nu e suficient. Lucrurile, prețurile au explodat, știm, la toate. Traducătorii au rămas așa, pe palierul pentru pe care erau. Nu s-a scumpit nimic, da. Și atunci a zis, bă, cineva trebuie să spună lucrul ăsta, mai ales că eu sunt și editor și traducător, deci cam știu din ambele părți cum arată lucrurile. Și cred că am tradus suficient, da, poate chiar prea mult, și am spus, copii, dacă nu umblați spectaculos la tarife, eu nu mai traduc, ce o să fie. Păi nu. Îi aveți pe alți, că sunt mulți. Da. Îi aveți pe aia premiați, eu nu-s premiat, eu sunt așa, cu minte. Dar aveți oameni laureați, da? Lucrați cu ei. Mai sunt traducători care sunt și editori în același timp și care știu foarte bine ce se întâmplă cu fenomenul ăsta, nu depinde de ei, firește. Sunt traducători foarte buni care traduc doar pentru editura la care lucrează și care îi pedepsește plătindu-i prost, le pedepsește fidelitatea. Da. Și? Poftim? Și stau. Stau! Da, stau, pentru că le place editura, că e editură foarte bună, le place portofoliul, le place autorul din care traduc, sau traduce, dacă e un caz, că eu la el mă gândesc, azi m-am văzut cu el. Și din motivele astea, editorul profită, pentru că, nu, de ce n-ar profita? Încă sunt edituri care nu plătesc. Deloc? Deloc, da. Adică ai un contract, dar nejudecat. Da? N-ai bani, că dacă ai avea bani, n-ai traduce. Da. Și oricum, la cum arată legislația în România, da, îți trebuie multă determinare să... Asta e. Și atunci, eu cred că mă gândesc, oricum trebuie să fac niște scurtări de agenda, niște modificări și de undeva trebuie să încep. S-ar putea să încep de aici. În sfârșit, da, după 20 de ani, da. Adică am făcut destui pași greșiți ca agenda. Am revenit la radio, la DGFM, cerusem jumătate de ani de grație. Și după ce am auzit pe Facebook și am văzut că te-au dat aia afară, că nu știu ce, habar n-am, mă rog, m-am întors, nu știu dacă am făcut bine că m-am întors, pentru că încep să resimt. Am și Rock FM-ul, n-aș renunța la Rock FM, pentru că e mai ușor de asigurat decât DGFM. De vreți să vă spunem noi ce să faceți, că putem, nu? Faceți o listă și eu după aia aleg. Nu, doar vă anunțăm decizia. Ah, ok. Să nu renunțăm la vorbitorii. Nu, aici la vorbitorinci nu renunț, cel puțin deocamdată, câtă vreme mă lasă sănătatea. Deci dacă sănătatea mă lasă în continuare, nicio problemă. Dacă la un moment dat ea nu o să mă mai lase, o să renunț la destule, adică o să-mi păstrez ceva minimal. Da, deocamdată nu se pune problemă. Ne mai aduceți și nouă niște apă, vă rugăm mult. Da. Asta este de felul nostru. Foarte bine. Mai vrem și alta. Mulțumim. Și încă una, da? Mai aduceți încă una aparată și două minerale. Este aici o sticlă de apă. Da. Mai una minerală, da? Două minerale. Că bă, că mai e una plată acolo. Mulțumesc. Mai vrea cineva apă de aici? Așa, eu la vorbitorinci nici n-ar fi elegant să renunț, pentru că ideea n-a fost a mea, a fost a lui Cătălin. Deci eu am fost înviat, rugat, mă rog. Da, fiindcă
El a venit cu această idee, eu am primit-o cu toată reticența, am spus, deja sunt capralioane. Chiar vreau să vă întreb, că dumneavoastră care nu sunteți atât de prieten cu online... Nu sunt deloc. Da. Tocmai. Ați intrat în această aventură? Da, pentru că eu nu trebuie să fac nimic, adică toată șurubăria tehnică o face Cătălin. Dacă ar lăsa lucrurile în seama mea, n-ar exista nici primul episod. Și... el a venit cu ideea asta, a spus, mă, hai să uite să facem. Și noi că avem multe lucruri să spunem, cred că găsim un public. Ok. Eu am fost sceptic. Primele episoade au fost, nu mai știu, primele 8, 9, habar n-am cât au fost audio. Și le-am înregistrat la el acasă. Undeva în Chiajna, eu stau un titan, deci mergi. În pandemie. Și el are în camera lui acolo și un mini studio de înregistrări, okay. 3 butoane, 4 țevi și am făcut, țin minte că primul episod a durat 40 sau 45 de minute, mie mi s-a părut enorm, nu se poate. Există span of attention, bă, după 10 minute nu te mai ascultă nimeni. Reacția a fost de ce așa puțin. Okay. Al doilea episod, care ne-a prins deja curajoși și încurajați, a durat ca realizare cam 9 ore, deși el a avut o oră jumate. Okay. Dar am înregistrat o bucată de discuție, după care am mâncat. Eu sunt pofticios și le mâncau. Combinația cea mai bună. După care a jucat Arsenal. El ține cu Arsenal. Ne putem juca. Da. Ne-am uitat la meci, frumos, am mai înregistrat o bucată, după aia jucarea al Madrid. Da. S-a durat cam 9 ore toată povestea, am ajuns acasă târziu. Da. Am o scară de mătase. Pentru nefracție la mine, direct în birou. Și după vreo 7-8 episoade a apărut această colaborare cu Studio Mindopoly, cu care noi ne cunoșteam, pentru că făcuserăm acum 2 ani conferințele Humanitas de la Ateneu, le făcuserăm virtual acolo, în studioul. Și atunci ne-am întovărășit cu ei și am început să facem filmat. I-am spus, vezi că noi suntem doi nasoi, doi urâți, adică nu o să, n-o să găsești... Au lucrat cu unii și mai rău, credeți. Aia cred, da, întotdeauna. Asta, aici găsesc curaj, da, întotdeauna există unul mai urât. Da, da. Tot Cătălin a venit cu ideea ca de la începutul lui 2022 să avem câte un invitat. Tot el a venit cu ideea ca primul invitat să fie Ionuț Stanomir și după aia fiecare a propus. Și până acum am cam fost de acord cu două excepții. Pe una o pot divulga Victor Pițur, că am zis. Dar n-a fost propunerea lui Cătălin, a fost propunerea producătorilor și am zis, băi, nu. Totuși, așa. Adică noi venim cu Dan Grigore, cu Sandu Tomescu, cu tot felul de băieți și doamne și așa, cu Magda Grădinar, cu Emilia Șercan și Pițurcă. Da. Și de atunci stăm în formula asta cu invitat. Convorbirile astea, întâlnirile vorbitorinci, probabil că o să fie numai cu noi doi și cu public. Cât o să fie, că nu știm. O să fie pe 28 prima. Undeva la cine, something, în obor. Și ea va fi filmată și devine, practic, un episod nou din... Nu o să fie un episod nou. Nu? O să fie de sine stătător. Okay. Da. O să avem acum o filmare luni, că eu marți plec la Constanța la lansare. Așa. La Constanța nu avem book club. Să facem. Asta avem la Alba Iulia, dacă ajungeți. La Alba Iulia am primit... Avem la Brașov. Unde? La Iași? Iași, Brașov. Există o tatonare cu Alecart, cu soții Munteanu, la Iași, doi oameni formidabili. Nu există o tatonare cu Humanitas Iași, care este cât masa asta, și nu poți să stai acolo, că nu încapi. La Alba Iulia am o invitație la nu știu ce festival de literatură și teatru, care e cândva în mai. Da. Încă nu știu dacă mă duc. Cu dilema vechi? Nu, altceva. Ala mi se pare că e toamna ala cu dilema. Nu, cred că e ceva local. E ceva local, da. Și cam asta, deci luni acum o să avem filmare. O să fie Ioana Părbulescu, invitată. Da, și ai categorica episoade preferate. Categorica episoade despre care simți că nu ți-au ieșit cum trebuie.
categorica episoadă în care simți că invitatul te-a salvat. Și, sau dacă nu te-a salvat, ți-a făcut treabă. Cum a fost Sandu Stermin, care este ceva ieșit cu totul, adică, care acum e în Brazilia, tot așa e pungdop, în junglă, nu știu ce face. L-am văzut cu mască, se joacă de atribu, nu știu care. Da. Se uită la jaguari, privește în ochi, face trafic cu cranii de crocodil, deci e dubios. A trecut un craniu cu un vamă, nu se știe cum, l-a dus maică-sii, da, ți-a povestit la podcast chestia asta, l-a dus maică-sii să-l pună la fiert, în oala în care fierbeau carnea de porc. Maică-sa sigur a intrat în preleșit, normal că n-a dat și un cap de crocodil. Mă tem că avea dreptate. Da. Nu cred. Vrea cineva ceva de mâncare? Nu. Dar dacă a venit apa minerală, eu mi-aș dori mult. Nu. Și cam așa, Sandu Stermin este e un tip magnetic, în primul rând, și de o curățenie, de o puritate și de o adâncime în același timp, el fiind filozof, teolog, biolog, ornitolog, explorator, profesor universitar de anatomia comparată a vertebratelor, ceva. Da. Și am zis, cum să fii student să chiulești de la el? E și tânăr. Care 37 de ani, drăguțel, așa. Și am mai avut episoade de astea în care invitatul a preluat. Inclusiv cu Gabriel Licean. Și cu alții. Au fost episoade la care treaba a mers atât de bine din primul minut că ne doream să nu se mai termine. Cum a fost cu Dan Grigore, la care ne-am umflat de râs, printre altele. Da? El fiind un mare glumeț. Da? Cum a fost Mircea Baniciu, deci la mine ăsta e episodul preferat. Știu că e la un nivel mai jos decât așa, dar i-am și spus, zic, tu ai fost zeu pentru mine. Adică, da, ți-am văzut nu știu de concerte de când aveam 10 ani sau 12 ani. Da, și am spus-o în podcast, am spus, zic, dacă pe mine mă bușește plânsul, voi vedeți-vă de adevăr, și vin și eu, la un moment dat vă ajung din urmă, nu vă crizați. Da, foarte mult, adică, și sunt episoade la care inițial producția zice, bă, dar oare o lovim cu el? O fi bun, n-o fi bun? Zic, se potrivește, de exemplu, Moris Munteanu cu voi, că a fost ideea mea. S-a potrivit minunat. Da, pentru că este un tip foarte profund, foarte umblat, cu multe nuanțe, cu multe coteuri. Da? Omul care... Bine, și sigur există categoria Dan Alexe, care e o categorie de sine stătătoare acolo, nu discutăm. Eu știu că am fost colegi de armată, știu de mult. Și el e singurul care a revenit la podcast, întrebându-ne dacă îl și plătim, spunându-i nu, mersi. Deși întrebarea era bună, adică... Nu, dar întrebarea e legitimă, pentru că vii, stai acolo... Știu. Pe mine m-a întrebat chiar Dan ce. M-a întrebat dacă îi dau un pol sau doi în 2008, când aveam emisiunea la RFI. Nu știu, l-aș aduce, știu că el e prezent, l-aș aduce mulți, am o dită mai lista. Dar Dan ce, înțeleg că e într-o stare de sănătate, Dar funcționează, da. Adică știu că se face cronici literare, le trimite, scrie la Orizont. Da. A venit la discuția, la care discuție? Colegia 3. Nu, la o discuție de la Cismigiu a fost. La Teodoro, nu mai știu, a fost. Mai apare. Sigur, el a avut un AVC urât de tot acum niște ani. L-a prins vara în Delta, după ce n-a mâncat doar păducel și cătina, mai mâncat și altceva, și n-a băut doar apă plată. Norocul în toată drama a fost că l-a preluat un elicopter destul de repede, l-a dus la București și l-au salvat, să zicem, după care recuperarea a făcut-o la Lille. Unde marea probă de eroism a dat o Tania socială, care este de o forță de nebănuit. Da. Și iarăși o surpriză, poate, pentru public, a fost Alex Dima de la ProTV, care a fost la deturnat pe Alex, la vizion, la vizualizare. Okay. Da. Acum Dan a revenit la ediția, acum două ediții, și are deja 45, avea 45 spre 50 de mii, ceea ce pentru noi e foarte mult în 2-3 săptămâni.
Adică noi nu avem podcast de tip Bobonet. Da. Concurs de bancuri, nu, dar el are publicul lui, care e foarte numeros și acolo face sute de mii de vizualizări. Plus că e o diferență și de durată, adică două ore versus, nu știu, 40 de minute sau cât e cu totul. Eu știu că acum deja îmi pare rău că eu l-am girat pe Bobonete, că m-a chemat la prim episod, cred. Și eu neștiind unde mă duc, m-am dus. Și am încasat și niște amabilități acolo. Am fost suficient de lași să nu plec din podcast cum ar fi trebuit. Printre altele, pentru că era iarnă și era la marginea orașului și n-aveam ce să mă întorc. Altfel plecam, da. Da. Deci la podcast, revenind, nu cred că o să renunț, că în primul rând n-am voie, că nu e ideea mea. În al doilea rând, el merge bine. Deci este fără falsă modestie, tot urcă. Și ca număr de vizualizări, și ca apreciere publică. Și sunt și gesturile astea pe care noi le încasăm din tot felul de colțuri de lume. Adică am primit o ladă de șampanie cu mutrele noastre. Oh, ce tare! Da, la episodul 50, la episodul cu Baniciu. Da. De la cineva le-a făcut cont. Ochelarii ăștia sunt de la Oradea, m-a pus naiba să spun, da, în care am povestit că mi-am pierdut ochelarii, am uitat în avion, cu tot cu carte. Mi-ai zis scuze, și trebuie să fii atent ce vorbești. Și m-am trezit, am spus ce dioptrie am. Se pare că am ținut minte corect, că văd și cu ăștia scoiela. Da. M-am trezit cu două perechi de ochelari de la Oradea, de la o firmă, de la soție, o firmă de familie. Și am mai... Ce drăguț! Da, noi avem decât o recenzie din Norvegia pe care o să vă dau după ce terminăm. Da, sper că e în limba locului. E în limba locului nostru, pentru că e o româncă. Okay. E una dintre fetele noastre din grup, care nu a putut să vină. Ar fi vrut. Păcat, da. Era simplu, totuși. Da. Ce am mai primit? Am primit un tricou cu Poli. De acum 100 de ani, că eu par, da, cu semnături, cu tot, cu... Da, tot felul de atenții de-astea, va din Danemarca, va din Canada, va din Franța și te mișcă totuși lucrurile. Adică înseamnă că ești cât de cât vizibil și bine, faci bine ce faci. Bine, presupun că n-aveți nicio îndoială, adică... Nu, îndoială nu, dar e o inflație de podcasturi, adică așa. Trebuie să te uiți foarte atent, să vezi ce alegi, ești în criză din mereu. Când vezi că un episod de ăla care ține două ore jumate, te iei cu mâine de cap, sigur că nimeni nu-l vede pe totodată. Asta v-am să zic, da. Decât un sfert de oră, da? Nu e afară de doamna doctor. Da. Și producția o asigură cei de la Mindopoly, da? Da. Da. Cătălin vine cu un lădoi în care are microfoanele și toate alalte. Eu am contribuit cu discuri de vinil și cu tricouri, am pus pe acolo. Și cam asta este. Studioul e mic, s-au făcut în el și alte, știi studioul? Noi acolo am făcut, adică noi, ei au făcut, am participat și eu, 100 de ani de, când am plinit România 100 de ani, da. A fost războiul româno-maghiar. Exact. Am participat și eu. Da? Am fost colegi atunci. Vă rog să îmi cereți autografe la final. Da, și sunt multe lucruri care se filmează acolo. Și mai știu dosiei care e șeful de aici. Da. Făcut acolo și Mândruț a făcut acolo și cine a mai făcut? Exarcu, cred că a făcut și el. Da. Dar ei fac o treabă minunată acolo. Sunt. Ei sunt, au școala proului. Ei vin din proa. Da. Și Dan și Iuliana. Exact. Da. Cam asta e. Dar puneți întrebări, că mă simt de parcă... Serios. Nu am văzut că nu e nevoie de întrebări. Eu sunt vorbă lungă, să știți. Nu, mi-am plăcut și nici nu mai punem întrebări să vă oprim. Dar mai ajută chiar din când în când. Da, sigur. Ia uite, a trecut o oră și n-a spus nicio întrebare. Exact. În afară de Liana, da. Eu voiam să zic că personal am presimțit reliant de serpent în data. Ca o carte de parenting. Adică eu având doi poate copii, fi. Da. L-am apreciat foarte mult pe tatăl care își ghidează copilul, adică îl ghidează și spre ceea ce vrea el și să fie, dar dându-i nuanțele necesare ca apoi să aleagă. Adică după ce cunoaște ce trebuie să știe despre lume, să aleagă singur. Eu n-am ales ce-a vrut el. Da, știu. Am ales ce-am vrut eu.
Bine, prima dată eu am vrut să aleg fotbal, să fie clar. Și el mi-a spus, nu o să poți să faci și fotbal și carte. Să zic, dar cine ești că vreau să fac carte? Vrei. Vezi, dar nu știi. Da. O să afli. Mai afli. Și a avut dreptul, a zis, nu poți să le faci pe amândouă bine. Fă una, decât să le faci pe amândouă mediocru, fă una, dar bine. Lăsându-mă să aleg cartea, dintr-un soi de conformism al vârstei. Că te gândești eu, sau eu, cel puțin cu mintea mea de atunci, mă gândeam, ok, mă duc la fotbal. Eram legitimat la sportul studențesc. Și ce o să creadă părinții? Nu, nu părinții, ce o să creadă prietenii lor? Cum o să uite la mine? Iată, bă, bate ce face fiitul mor, exact. Bate mința ca un volan, da. Și așa că din forma asta de conformism, am zis, nu, renunț. Renunț la fotbal, dar rămâne microbul, mă uit în continuare la meciul ca un dezaxat, dar fac arte. El ar fi vrut, de fapt, să fac medicină. Că mi-a spus de medici, de profesori, e nevoie tot timpul, ceea ce e adevărat. Și i-am spus, zic, da, dar eu nu suport sângele. Deci eu, dacă e un film în care curge sânge, nu mă uit. Și aici a contribuit și el la spaima mea de tot ce e violent. Pot să scriu despre lucruri violente, cum și fac, dar să mă uit nu pot. Psihanalizabil. Și a contribuit și el la groaza mea, ducându-mă la teatru, am povestit, dar în alt context. M-a dus la teatru când aveam 11 ani, la Downtown. La care, în ultimul act, s-a luat o ghilotină pe scenă. Nu-i bine când ai 10-11 ani să vezi o ghilotină atât de aproape, în carne și lamă. Da? Te impresionează totuși. Și sigur că el a încercat să-mi spună, vă știi că nu-i taie capul lui Albulescu, că mai are niște piese în care joacă, fie și un film, că nu-l omoară de adevărat, dar aia, lasă, că știu. Și mai auzea și bufnetul ăla, că se întuneca, da. Se făcea întuneric pe scenă și s-auzea un bufnet. Și gata, eu și vedeam. Da? Încă nu a apărut să Alice Cooper pe radarul meu, care făcea chestia asta frecvent. Era asta și cu porumbei. Cu, da. Un rocker blând. Păi n-a luat Dumnezeu. Da, da. Pe urmă, am mai căzut într-o capcană, dar asta a fost auto-întinsă. Tot legat de ghilotină, că de atunci am ajuns să am obsesia asta, am citit un volum splendid altfel, care se cheamă Povestiri crude și insolite, de Villiers de l'Isle Adam. Ați recunoscut ceva, da? A apărut prin anii 80, cred că a apărut pe la Cartea Românească. Okay. Și e o povestire, nu știu cum se cheamă, cu un vizitator de muzeu, unul ciudat și curios, așa, scormonitor, care așteaptă să plece paznicii, custodele, toată lumea, să rămână singur în muzeu, că ochise el o ghilotină. Ok. Și vrea să vadă, să încerce fiorul, să-și bage capul acolo, da, și să vadă ce simte. Și era, cuțitul era acoperit de o pânză neagră, așa, și tot arăta sinistru. Omul se duce pe întuneric frumos de tot, deschide chestia, bagă capul și se blochează povestea. Și nu mai poate să iasă. Și trăiește o noapte, da, scăldat în sudoare, da, gândindu-se că trece unul cu trăsura pe lângă muzeu, declanșează, poate vine un cutremur mic, că orice trepidație poate să ia capul la propriu. A doua zi, paznicul găsește mai mult mor decât viu și vrea, ce ți-a trebuit? Păi am vrut și eu să știu, da, să văd cum e. Păi și ce ai rezolvat? Păi zic, am văzut cum e. Păi ai văzut pe naiba, că nu e niciun cuțit acolo, dar nu eram nebun să-l pun. Era pânza care nu acoperea nimic. Da, era doar o pânză. Da. Și am citit aia... That's a twist. Da. Și de atunci am rămas cu această reținere, că e cât un film de ăsta cu Revoluția franceză. Mulțumesc. Mai ales că atunci în Downtown au pățit-o cam toți, adică toată seria. Și asta e una dintre spaime. Și indus un pic și de mersul la teatru. Acum, să duci un preadolescent la teatru la Camil Petrescu e complicat. Adică, consecințele nu sunt bune, de obicei.
Nu știu care a fost. A, nu, n-a fost nicio întrebare, a fost cu parenting și cu medicina. Cu medicina, da. De la medicină, da. Ați regretat vreodată că nu ați ales fotbalul? Și da și nu. Adică am regretat în anii 80 pentru că ieșeai din țară. Jucând fotbal. Bine, dacă nu erai la Vulturii Textil la Lugoș, de unde am copilărit, nu ieșai nici din județ, stăteai acolo. Dar altfel, dacă erai, eu am fost la Sportul Studențesc, care a avut o perioadă foarte bună, în care jucam cupe europene, au jucat în Danemarca, prin Elveția, Neuchâtel, Brøndby, Inter, adică erau niște țări interesante. Ăsta a fost regretul. Tot tata a încercat să atenueze tristețea, să spună, mai stai puțin, că ei nu se duceau ca turiști acolo. Ce erau? Avion, aeroport, hotel, meci, hotel, avion. Gata. Și dacă aveau vreo 10 ore de stat prin oraș, unul se duceau la cumpărături, chiar că n-aveau cu ce, doi erau cu securiștul după ei, ceea ce era adevărat. Vizită organizată. Da. Da. Mm. Și cam ăsta a fost singurul regret. Altfel nu, pentru că eu am jucat la nivel mic de tot, am început la Marele Club Agronomia București, în urma unui trial. Și agronomia era aproape de ai mei, stăteau lângă podul Constanța, agronomia era la doi pași. Și acolo am jucat două meciuri, al doilea a fost și ultimul, pentru că l-am driblat cu un gospodar, cu copii de școală frumos, și ăla m-a proiectat pe pista de atletic. Spune, fără umor, n-are rost să joci cu ei. Și n-am mai vrut și după aia am jucat la Sportul câteva luni. Dar n-a fost un regret de asta apăsat, un pic așa. Vreau să vă întreb, cum v-ați apucat de scris, de unde e ideea de scrie? Din orgoliu, pe de o parte. Și din plăcere, adevărat, dar și din orgoliu traducătorului. Și din raportarea la alți traducători, adică eu sunt mai prejos decât ei, inițial a fost orgoliu de a traduce și eu. Adică de ce să traducă X, Y, Z și alte zeci și sute și eu nu. Și am început să traduc ca antrenament în facultate, la cursurile ANOSTE. Erau. Și pe urmă am început să mă joc de-a scris. Eu avusesem o tentativă de scris, idiotă, 100%, și anume un jurnal de armată. Sigur, jurnalul presupune consemnarea în timp real. Eu am făcut armată în 79-80, m-am apucat în 87 de jurnalul. Reconstituire. Da. Și mi-am dat seama după 20 de pagini, o prostie enormă și că de fapt vreau să mă răzbun pe instituția aia care pentru mine a fost cea mai mare școală absurdului din câte am cunoscut eu. Absurd perfect, deci n-avea nicio fisură. Și imaginea mea predilectă din armată nu e de șmotru, de mască, de gaze, de trage, nu. Este a unor trepte care se opreau într-un perete. Nu era ușă, da. Pare rău. Da. Aveau niște scări frumos așa de beton care se opreau într-un zid. Și am zis că asta e armată. Asta e portretul armat. Metaforă perfectă. Da. E, și după asta am început să scriu primul roman, care este Marele meu eșec, asumat, recunoscut de multe ori, copilul urât, când eram profesor la Făget. Și trebuia să-mi găsesc o ocupație, îmi veni și o idee așa, dar n-aveam timp să-i dau corp, se mai lua și curentul din zona. Era așa numitul program de autogospodărire energetică, adică îți lua lumina. Exact. Pe întuneric, asta însemna. Autogospodărire, foarte frumos îi spunea, da. Și eu fiind copilul de trup al școlii, adică singurul fără casă, din toată școala, nu eram gospodar, n-aveam nimic. Stăteam într-o cameră la internat, după ce stătusem 3 ani și ceva la Neamplin. Și atunci toate așa zisele reuniuni, așa se chema autovărășește pe vremea aia, ceaiuri, să folosim un termen mai romantic, aveau nevoie de un profesor supraveghetor. Și eu eram la îndemână, eram peste drum. Și atunci fiecare când îi venea rândul mă ruga, nu stai tu, că eu copilul, nu știu, da mă, ce problemă.
Ei erau încântați, elevii, pentru că ei lăsam să se pupe. Ei lași nu-i lăsau. Și abia așteptau să vină joia și eu să accept invitația. Drama era când nu eram în localitate, atunci era urât de tot. Dar ce se venea câte unul de fizică. Era cu protecție. Da, da, da. Da. Și ca să îmi văd de ale mele așa și să nu uit în direcția lor, să nu-i crispez cumva, să-i inhib, da? Am luat niște foi de la secretariat și am început să scriu. Păi au foi cu ștampila școlii și am început să scriu primul capitol de mână. Și ăsta e un roman scris pe jumătate în comunism, pe jumătate după. Nu sunt diferențe. Adică eu aș putut apărea atunci, dacă eu aș fi avut deschidere, ușa deschisă la vreo editură, dacă aș fi cunoscut pe cineva și s-ar fi acceptat. Cam asta a fost început. N-a fost nimic spectaculos. Dar mi-a plăcut să scriu, adică mai mâzgăleam așa și în școală, tot felul de lucruri infantile de obicei. A culminat totul cu jurnalul la Cazon, care mi-a dat măsura derivei, o să spun altfel. Și n-ați luat lecții de creative writing? N-am luat. Acum există acea... Ce părere avem despre aceste lecții? Vreau să ne faceți să râdem. Nu, dar s-ar putea să fie bune, s-ar putea să fie, nu știu. Eu am făcut ceva care s-a chemat creative writing, dar n-a fost creative writing. Uh-huh. Ăsta era un nume convențional pentru Erudio, care este un, știți ce este, uh-huh. Da? Dar care de fapt nu era scriere creativă, era un fel de a folosi cuvintele în așa fel încât să afli despre tine lucruri pe care nu le știi. Și să cobori în adâncul tău și te, da, să te sondezi, să scoți la iveală lucrurile la care nu te-ai fi gândit. Și așa se face că la cursurile astea, de multe ori, cursanții au dat-o pe plâns. Pentru că descopereau despre ei niște lucruri, se trezeau niște amintiri, făceau niște legături pe care altfel nu le-ar fi făcut. Fără jocurile astea, care erau jocuri nevinovate, asociative, simple, la îndemână. Dar coborau în ei și își limpezeau niște lucruri, descopereau sau redescopereau niște, să zicem, valori. Din punctul ăsta de vedere, a avut rost, a avut noimă. Există părerea veche a lui Sadoveanu, care a fost întrebat câți scriitori ies dintr-o școală de scriitori. Răspunsul a fost câți au intrat. Prin urmare, inutil efortul. Nu știu dacă e chiar așa, pentru că dacă ar fi așa, nu văd ce rost ar avea toate școlile de creative writing din Anglia, din America. Sunt scriitori importantissimi care au trecut prin așa ceva. Da, și acum unii dintre ei au școlile lor. Sigur că... Da, dar câteodată ai nevoie de o dresură, da? De o dresură care ține de tehnici narrative, de suspans, de dialog. Trebuie să-l ai. Da, da. Dacă ești chiflă, rămâi chiflă. Degeaba. Dai bani și nu te alegi cu nimic. I agree. Da. Trebuie să ai. Trebuie să ai ceva. Da. Trebuie să ai ceva. La arta dialogului, de exemplu, mie mi se pare un lucru spinos și destul de greu de asimilat. Bun. Cine îl reușește bine, după aia e pețit pentru scenarii. De film, de obicei, alea, da, puțini ajung acolo. Nu știu, eu n-am asistat, deci nu pot să spun nici da, nici nu, nici că e bine, nici că e rău. Nu m-am dus niciodată la Florin și la Marius când aveau cursurile alea, nu, n-am. Le-au în continuare. Știu că au ieșit niște oameni de acolo, știu că a ieșit Tudor Ganea, printre alții, care e un talent, într-adevăr. Da. Cred că și la Vinica Mitu a fost pe acolo, nu? Da, se pare și că la și ea a fost. A, așa. Și a mai fost, a mai ieșit de acolo. Așa că are un rost. Nu-mi dau seama care e procentul, adică dacă... Mic. Mic, bănuiesc că mic, da. Și nu știu oamenii ăia dacă scriau cartea fără școală de scris, cum ieșea? Asta nu știu. Nu știu, da, deocamdată avem... Uite, de exemplu, Ceaușoglu așa. A studiat pe cont propriu, nu a urmat o școală de scris. El fiind din IT, nu? Da, el da, IT. Da, e un IT din Rămâi cu Vâlcea. Cum? Scria cod. Scria și cod, da, e adevărat. Dar, pe de altă parte, a studiat enorm spațiul ăsta de... Studiază Stephen King, de exemplu, okay. Era în același film și povesteam despre... despre on writing și Hemingway și
Dar ține foarte mult, eu cred că ține mai mult de determinare decât de școală de scris. Eu am o școală de scriere, ca să dau din casă și să nu pară că... nu, stai liniștită, Doamne ferește. Sunt foarte conștientă de lucrurile astea. Vreau să știe dacă... Dar mai Nu. Școala poate să te ajute, dar nu poate să scoată scriitor din tine. Tu ești singurul care poate să facă asta. Scriind, efectiv. Exact, și fiind, fiind dispus să renunți la mult din ce ai scris. Asta e greșeala pe care eu am făcut-o, că nu am sacrificat acel prim roman, că aia trebuia făcut. Ori rescris și adus la dimensiuni digerabile și despovărat de toată zgura și toate pretențiozitățile și de toate epatările. Ăla e viciu mare al cărții. Am zis, bă, ies cu cartea asta și toată lumea o să cadă. Și domino. Mă, a apărut ăsta, în sfârșit, nou Joyce. De când îl aștept? Da. Și aia e și ceva. Da, unde ați publicat? Editorul nu a avut nimic de spus. A, nu. Nu, pentru că ducând lașitatea și prostia până la capăt, am scos-o cu sponsorizare. Iar editorul, când a văzut bani, poate să fie și o colecție de sughițuri. Dacă sunt plătite, e ceea ce numim self-publishing. Self-publishing, care este căreia englezii spun vanity publishing. Pentru că asta e. Asta e, da. Da, la mine a fost și așa ceva clar. Lei sunt orgolioși. Okay. Eu nu cred în zodiac, dar la mine multe lucruri se potrivesc. Și eram după 8 ani de așteptare de anticameră, nu pe vremea lui Ceaușescu, după Ceaușescu. Deci am dat cartea la editură în 92 și a apărut în 2000. Și nu mi-a spus nimeni, bă, nu apare pentru că e foarte proastă. Nu, probabil nici nu fusese citită, mă gândesc. Sau dacă și... a fost, n-a meritat un feedback. Da. Un feedback a existat în ultimă instanță, când editura Libra, care nu cred că mai există. Acum e o bancă. Au coexistat la un moment dat și a fost și un proces între ele. Pe nume, pe brand. Editura Libra a cerut un fel de referat din partea unui critic literar important, care a găsit niște hibe, cum era normal, a spus, aici sunt niște burți, aici îl cam pisez pe cititor, aici, așa, aici, așa, ar trebui rescris. Și am zis, vrea să mănânce Gloria. Da. Normal. Am văzut dește. Da. Și am zis, pe banii mei, care nu erau ai mei, așa, facem cum zic eu. Și am dat-o așa, editorul n-a zis nimic, editorul nu avea filtru literar. Da. Era om de afaceri, de fapt. Și mulțumesc de Dumnezeu, a scos într-un tiraj mic. Nu știu, a băgat bani în buzunar, habar n-am, nu mă interesează. Eu m-am dus la să obțin sponsorizare, provocându-i tatăl meu încă o criză de râs, mult mai puternică decât aia cu David Lodge. Asta cu cocote, cu bătut pe burtă, cu, da, zic, bă, nici la Stan și Bran. Că m-am dus și i-am zis, eu mă duc să-i cer bani lui Mircea Lucescu. Nu a păruse. Am și eu criterii. Există lucruri care nu se fac nici cu pistolul la tâmplă. Mai ales că... Da, te învață, dar nu orice, adică, mai ales că acum 2-3 ani m-a și pețit să fiu general manager la FC Voluntari. M-a sunat la telefon. Da. Eu nu știam cine sună, aveam numărul lui. Acum l-am, nu răspunde. N-am mai răspuns, l-am notat și n-am mai răspuns. Am încercat odată o chestie și n-am mai răspuns. Și mi-a zis, păi cum crezi tu că îți dă Lucescu bani? Tu îl cunoști, el te cunoaște, păi ești un sfâriac, ești un mare. Și zic, mă, bun, ok, ce risc? Tocmai că nu mă cunoști, risc să zic că nu. Exact. Și dacă zice da, bine. Și eu lucram, cum lucrez și acum la Casa Presei, dar atunci mă duceam mult mai des la serviciu. Festivitatea de premiere a revistei Casa Lux, pentru cea mai frumoasă casă din România, anul 2000, cred,
A avut loc la hotelul Copos, okay, la Crown Plaza. Copos cu Lucescu, prieten, mă rog. Eu înainte de asta, ca să nu par totuși un cerșetor ordinar, i-am trimis lui Nelly Lucescu, soției lui, i-am trimis o scrisoare în care spuneam cine sunt și câteva cărți traduse de mine și apărute, ca să-i arăt că Rushdie, David Lodge, că e și Guro, totuși, na. Și spunând care e oful meu. Bun. N-am primit niciun răspuns, mă așteptam să nu primesc. Și la un moment dat s-a anunțat această festivitate de premiere. În prezența soților Lucescu, pentru casa lor de la Breaza, categorie, splendor. Și m-am dus și eu, am trecut strada că de la Casa Presei. Așa? Un cetățean la pază acolo m-a întrebat cu ce ocazie, zic, presă, exact, da, presă. Am arătat o legitimație care era de la Uniunea Scriitorilor și a arătat ce atenți sunt ei, sau cât știu să citească, da. Și tot acolo înăuntru. S-a făcut festivitatea, după aia toți au tăbărât pe Lucescu, că el era antrenor la Beşiktaş atunci. Da, dar cum e cu Galata, cum e cu Fener, cum e cu ea, cum e cu ea, ce face Naționala, mă rog. Eu m-am dus la Nelly. Doamna. Așa, și am spus, rămâna, zic, eu sunt ăla cu... cu cărțile. Da. A, da, v-am sunat, dar nu v-am găsit acasă. Ok. Da, stați că Mircea e cu reporterii și după ce termină vorbim. A terminat la un moment dat, a venit să o ia, să o ducă cu mașina acasă și ea, într-adevăr, i-a spus, Mircea, uite, dânsul e domnul, ți-am povestit eu de el și el s-a uitat la mine și a zis, să faci, rezolvă. Hei, tata! Da. Și mi-a zis, da, trebuie să scot din bancă, că nu e la mine, dar mâine sau cel mai târziu, păi mine, ia. Cash. Okay. Și am avut. Și eu puteam să mă duc să-mi schimb mobila cu ei, dar este, să fim onești. Da, și m-am dus, deci asta a fost o situație delicată, da. M-am dus cu banii la editor, editorul nu știu cât a folosit din ei, nu mă interesează. Altă situație, poate mai puțin delicată, a fost tot o formă de asta de cerșetorie, dar nu pentru mine. Ok. De data asta. Eu am ocupat o vreme la Humanitas de colecția Arena, de literatură sportivă, pe care am început să Vlad Zografi. Venind eu la editură, Vlad mi-a pasat-o mie. Prima carte fusese o carte a lui Țopescu, care se scoase într-un tiraj de 10.000 de exemplare, pentru că Țopescu venise cu sponsorizare de la Ciriac. Și am zis, 10.000 de exemplare e tiraj de Paulo Coelho, vindem așa ceva. Și n-am vândut. Între timp, eu vorbisem cu Traian Ungureanu, cel de atunci, deci nu cel de azi, care scosese o carte, Manifestul Fotbalist, pe care voia să o ia, era și Curtea Veche interesat, eram și noi interesați, eu atunci l-am cunoscut, mi-a dat dactilograma să o citesc, am plâns. Deci la anumite capitole, bă, se făcea carne așa pe tine, erau mai ales niște povestiri din lagăr, despre Nicolae Starostin, care într-un meci demonstrativ sub ochii lui Stalin i-a dat mingea printre picioare fundașului stânga, care s-a dovedit că era Beria, asta e, și de aici toate dramele. Și cartea era, de fapt, fotbal era un pretext, era o carte despre multe lucruri și scrisă dumnezești, ăsta e cuvântul. Și ne-a luat Gabriel Liceanu și ne-a spus, voi doi, Vlad cu mine. M-am uitat pe vânzările de la cartea lui Țopescu. Slăbuți. De acum încolo, ori plecați la vânătoare de sponsorizare, ori închidem prăvălia, că nu rezistăm așa. Eu apucasem să-l conving pe Traian să dea cartea la noi. Și ce fac eu acum? Mă duc la... Așa zic, mă duc la Lucescu. Și m-am dus la Gică Popescu. Ok. Da, best thing. Da, cu care mi-am dat întâlnire, căci aici duce spiritul de aventură, okay, la firma International Sports Management a fraților Becali. Voilà. Da, frații, nu vor. Și m-am întâlnit cu Victor Becali, care mi-a povestit ce viață dură au ei ca impresari,
trezește dimineața de lângă corpul cald al soției și du-te la Roma să-l vinzi pe ăla și să iei un comision de 400 de mii de euro. Bă, e nasol, e greu. Cine face? E persecuție, na. Bun. Și Cică Popescu a venit și el, mi-a spus că el atâta poate să dea și atâta dă. I-am spus, da, sigur, ok, dar zic că am două probleme. Unu, să accepti ca Traian să-ți mulțumească pe pagina 3 sau cât o fi. Zice, să nu-l prind că face așa ceva. Păi zic, nu o să vină și alții la tine, nu, 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 nu. Dar eu știu cartea pentru că sunt articole de până 22, da? Uh-huh. Are un capitol în care îl face franjuri pe cumnat. Oh, care-i Hagi. Nu, te rog frumos. Oh, ok. A doua problemă, zic, trebuie să bag banii ăștia cumva în contabilitate, deci trebuie să facem un act, un ceva, nu fac niciun act. Zic, băi, poate mă duc la cofetărie de bani, treaba ta. Și m-am dus cu banii la contabilitate și am spus, faceți ceva cu ei, nu știu, introduceți-i cumva în bancă, nu știu, habar n-am cum. Și am dat cartea mai departe, pe riscul meu. Și la un moment dat, Gabriel mă cheamă și îmi spune, tu citești revista 22? Zic, da. Citești și rubrica Arena a lui Traian Ungureanu? Zic, da. Păi ce tipul scrie senzațional, eu știu. Nu e așa ceva, de ce nu publică? Zic, e în corectură. S-a uitat așa la mine. Am fac eu, fără să fi știut că... Da, de fără să fi știut, da, da. Ok. Și a apărut, fiind de departe cea mai bună carte din toată colecția, deși premiul pentru carte sportivă l-am luat eu, nu l-am meritat și am spus asta la decernare, pentru că Traian a fost scos din concurs de Iarina Demian, care era în juriu. De ce? Pentru că scrisese Traian un articol în care îl cam luam tărbacă pe Ioan Chirilă, care a soțul Iarinei Demian. De concursul? Păi, n-am. Sensibilități conjugale. Și eu am spus, zic, am lumină diferență între cartea mea, care nu e o carte rea și care a fost atât de bună cât mi-a adus un proces. Deci unul dintre personajele mele în judecată. Interesant. Dar zic, atât Traian e altceva, din altă categorie. Zic, asta merita premia. Mm-hmm. Nu s-a putut discuta. Okay. Mai știu de unde am plecat banii. De la scris. Da, la scrierea creativă. Da, m-a dat în judecat un cetățean despre care am povestit în ultimul capitol, din care cartea se chema Fanionul Roșu. Gabriel, când a auzit, a spus, asta e cu chivul Stoica, cu ce? Zic, nu zic, e numai cu chivul. I-am povestit eu așa, ok. Bă, zic, red flag, ia la săritura în lungime, calcă pragul și ridică steagul roșu. În regulă. Invalid. Da. Și am făcut o carte în antiteză cu fair play-ul lui Cristian Țopescu. Eu am vorbit despre lipsa de fair play. Cu mari gesturi odioase din istoria sportului. Cu Tonya Harding, care tocmește un nene să-i rupe picioarele lui Nancy Kerrigan. Da. La propriu. Da. Pentru Lillehammer să nu participe. Cu Mike Tyson, care mușcă pe ala de ureche și scui pe zgârciu pe jos în ring. Povești de astea. Cu Hanselul Maradona, cu Anglia, mă rog. Tot felul de povești. Și ultimul capitol se chema Să plivim și în grădina noastră. Corectura scrisă, privim, zic, nu zic, să plivim. Pentru că pe cetățean îl cheamă Gheorghiță Buruiană. Și la Universiada din 81, la care am fost interpret ca student, a luat bronz la maraton, făcând 2-3 din cursă cu mașina. Cu Dacia. Nici măcar n-a fost o premieră, pentru că mai făcuseră în Canada și în America doi băieți cu metrou. Ah. Alerga maratonul o bucată de drum cu metrou. Și eram în tribune, deci aia e fază de roman. Eram în tribune la ultima zi, când era sosirea la maraton pe stadionul mare. Eu stăteam și mă uitam siderat la Naționala de Basket Feminina Finlandei, că aveam niște frumusețe, acum, sigur, era 2 metri, dar... Mirosea parfum, 81, să ne înțelegem. Nu prea mirosea parfum în 81, da. Și așteptam sosirea maratoniștilor. Țopescu, crainic de stadion. Și din 5 în 5 km s-a anunțat ordinea primilor 3. Bun. Și primul venea un american. Uh-huh.
care într-adevăr a apărut la un moment dat descompus, de la brat total, pentru că era iulie, 42 de kilometri în iulie, în București. Greu. L-au luat cu pătura după ce a... Da. Aur. Ok. Pe locul 2 trebuia să apară un rus. A venit rusul. Ăla și mai dezagregat. Abia a trecut în nota. L-au luat și pe el, glucoză. Și pe 3 trebuia să vină un italian. Maurizio da Milano, țin minte și acum cum îl cheamă. Și pauză, și la un moment dat apare pe tunel unul mic negricios care fugea mâncând pământul, zic, după 42 de kilometri, că pe el îl deșertase din mașină acolo. Apare buruiană ca o floricică. Da. Și alerga, nu ne-am uitat, zic, ce-i cu ăsta? Eu am crezut că a evadat de undeva, că e un spectator, dar zic, dar are tricot, are număr de concurs. Sopescu și el derutat, că el se pregătise să recite viața lui Maurizio da Milano. Da. Așa, și... La un moment dat și-a dat seama că s-a uitat pe tricou omul și zice, e Gheorghiță Buruian al nostru din Comuna Rediu, județul Galați, nu știu ce, Și am povestit toate chestiile astea, am mai întrebat, am obținut confirmări colo, dincolo, așa, după care am dus la editură, publicat cartea în 2005. Și la o lună după ce am publicat-o, îmi spune secretarul, a zis că te caute cineva, domnul Buruian. Ok, că a zis despre mine, asta e, că nu e adevărat, că vă dau un judecată, zic, ok, că am și martori, zic, cine, șoferul? Alt joc de mine. Băi, atât de la parcare, da. E, las că ne vedem, noi ne întâlnim, că eu l-am pe maestru, nu știu care m-a apărut, nu e nicio problemă. Ne vedem în curte, cum să spun. După vreo săptămână m-a sunat iar și zice, sunt dispus să renunț la proces. Așa. Dacă, dumneata că, vorba aia, scrie o dezmințire pe o pagină în Gazeta Sportului, că sporturilor, că publicam acolo, așa, zic altceva, retractez public în nu știu ce ziar și recunoști că ai spus tâmpenii, da, și îmi dai o sumă constând în. Zic, ok, zic, doar atât? Da. Zic, cine v-a învățat, maestru? Nu, eu așa ceva nu fac, că ar însemna să-mi bag joc de mine, în primul rând, și de meserie, și de ziar, ziarul nu are spațiu pentru așa ceva. Hai să vedem, să lăsăm procesul să meargă. Și ăla maestru era o fantomă, de fapt, nici mai a încercat să mă sperie. Și el a avut o avocată care a reușit mai rău să-l înfunde pe el. Da. Mie mi-a spus avocatul, mă, n-are rost să vii. O să trebuiască o dată să vii, să declar nu știu ce una și alta, dar în rest n-are rost la asta. La altă, pentru că e limpede, da. Dar e interesant să te acționezi un personaj din carte. Da. Dar totuși nu ați făcut personaje fictive, nu? Da, da. It's much safer. Da. Da, eu mă gândeam, zic, cum ar fi aici la podul diavolului să apară la un moment dat o cetățeancă pe care s-o cheme la Gad Lăbăv de Vilie. Sper că nu. La Bovary. Sau primarul. Da. Sau baronul. Dacă apar toate numele alea, Ane Drobe, să fie toți. Să fie toți. Da. Care sunt anagramele lui André Breton. Da. Librăria aia există, de adevărat, la Roza Imposibil există, de adevăr. Acum se cheamă MAB, Maison André Breton, și nu e niceva spectaculos, adică nu e Galignani din Paris sau Shakespeare and Company, nu, e o librărie oarecare de țară. Nu, destul de povârnit, așa, scorojit de zidurile, dar totuși a stat Breton acolo, i-a lăsat în ultimii ani acolo, în Saint-Cyr, n-a mai vrut să plece. Și era atât de frumos locul și atâta pace, că a zis aici. Și a rămas acolo. Da, dacă e ceva cu care am rămas toate după lectura, a fost că ne dorim să mergem într-o vacanță. Da. N-am putut să ne hotărâm dacă e o carte de călătorie sau o carte polițistă. Da, nici eu nu știu. Ea are ceva de poliție, clar. Pentru că sunt două crime. Mi s-a spus, bă, dar cam puține. 200 de locuitori. A suta parte din localitate s-a dus. Am omorât-o. Numai. Ca în Midsummer Murders, unde mureau 3-4 pe episod și până 50 de episoade se termina populația. Nu mai trebuia să treacă în alt sat. Da. Dar
Dar cei de acolo știu de fapt asta? Nu. No. Nu. Și nu știu nici cei de aici. Dar ar fi interesant să afle, dar asta se va face, dacă se va face, tot prin traducători. Adică dacă Florica Curiol o să zică, po, asta e și mai interesantă, că e chiar cu Franța și o să vrea să o traducă și cu Podul, da. S-ar putea, adică ar fi tentant, mai ales că e o carte cu acțiune, cu poveste, e cinematografică. Are multă frață. Și da. Păi Franța fără gastronomie nu există. Să vă traduceți singur cartea? E odios. Din ce punct de vedere? Al muncii în sine. Da, adică mie mi-a cerut cineva câteva pagini din mai multe cărți și am făcut-o greu de tot. Greu. În engleză. Foarte greu. Și acum înțeleg pe cei care s-ar putea traduce singuri, care sunt bilingvi și preferă să apeleze la traducător. Nu. Am tradus 2-3 pagini din Fluturile Negru. Nu cred că va ieși rău, dar e muncă. Dar dificultatea de unde vine? Ești tentat să reeditezi, de exemplu? Trebuie să faci niște schimbări și trebuie să sune ca și cum ar fi opera unui vorbitor nativ. Și asta e destul de greu de atins. Bun, eu știu engleză, să zicem că foarte bine. Dar nu-mi dau seama dacă am la acordul fin umblat până la ultima linie. Aș prefera să fiu un traducător. Am încercat varianta cu un englez sau american. Cu o americancă. Mi-a tradus ea din Fluturile Negru ceva, nu spun cine e, și sună oribil. Deci mi-am dat eu seama, sună teribil de prost. Deci sună, școlărește, n-are nicio treabă, nu mai are nuanță, nu exprimă nimic din varianta în română. Ce vreau să întreb este că dificultatea vine mai degrabă din nevoia de fidelitate a limbii, neapărat din tentația asta de a rescrie și de a... Nu, adică trebuie să rămâi fidel originalului, fără să colaborezi cu el, dar fără să te ții de așa. Să te cramponezi de text. Trebuie să ai o doză mică de negociere a textului, dar mică. Ori acestei traducătoare nu i-a ieșit. Mi-a ieșit mai bine decât ei, dar tot nu înseamnă mare lucru. Și am tradus 4 pagini din Ghidul Nesimțitului, 4 din Fluturile Negru și 4 din Cu inima smulsă din piept. Și mi-a ajuns. M-am vorbit cu un agent literar care mi-a zis să-mi traduc toată cartea, zic, nu e sănătoasă. Mă gândeam că ar fi cumva mai ușor să vă traduceți singur cărțile din moment ce deja știți ce ați spus să spuneți și cumva poate e mai ușor de transpus. Da, dar nefiind vorbitor nativ, am niște rețineri, 1. 2. La cum arată o zi din viața mea. chiar n-am cum. Asta vreau să mă întâmplă, dacă aveți o rutină a scrisului. Nu. Nici vorba. Când dă Dumnezeu, asta e. Bine că dă. Dă în interstiții de-astea, când n-am altceva. Pentru că sunt lucruri de la care nu pot lipsi, care sunt asumate prin contract. Contractul cu editura pentru carte îl fac de obicei după ce predau cartea, pentru că e o formalitate. Noi suntem împreună de peste 20 de ani, da? Ne știm. Fiecare știe despre celălalt că nu fuge și că plătește și că nu-l trișează. Dar astelalte, Rock FM, Digi FM, Digi Sport, podcastul nu are contract, dar există. ProSport, traduceri. Și toate astea înseamnă contract asumat și înseamnă dată precisă și oră precisă. Da? Deadline. Eu mă duc acum acasă, când o ajunge, poate mă uit la Real Barça. Nu o să zic. O să mă uit. Și după aia trebuie să văd la 10. Mai cum mai văd? Nu, e aproape nu. Un pic. Hai, în 10 minute trecăm, da? Da. V-am zis să nu mă invitați. E riscant să mă invitați. Nu, noi nu ne-am făcut alt program. Așa că singurul care rămâne fără contract e scrisul de carte. Și odată scriu seara de la 11 la 1. Altă dată după masa, când prind timp liber. Știu că sunt oameni care au disciplina lor, graficul lor, scriu între 10 și 12. Bravo lor!
scriu în cârciuma nu știu care. Varga Spinoza scrie într-un bar din Madrid. Cătălin Dorian Florescu scrie într-un bar din Elveția. Și așa mai departe. Eu nu pot. Eu nu am încercat. Și agenda mai liberă. A, agenda mai liberă? Păi dacă ești Varga Spinoza, agenda liberă. Păi a luat Nobelul. Ce să mai fac? Întrebarea cum vă urmărește personajul sau acțiunea pe timpul zilei? Nu, mă decuplez repede, nu, n-am, adică sunt atât de multe și orele sunt atât de puține că nu. Și cum vă recuplați, chiar? Cum vă recuplați? Deschid calculatorul și citesc, și citesc un pic din urmă. Asta e o întrebare, da, asta e o întrebare teorie, foarte da. Bună, pentru că sunt, acum, Ana, dacă tot am zis da. Că avem și școală de scris, așa. Asta e ce să mai faci. Și că nici nu mai plecăm nicăieri. Una dintre scuzele cu care vin scriitorii wannabe e asta, că le e foarte greu să treacă de la o retorică la alta, de la un personaj la altul, de la... Dar ține foarte mult și de exercițiu. Ține de exercițiu și eu cred că ține și de persoana și de personalitatea, mă rog, prețios spus, a omului. Corect. Adică eu pot să scriu ceva despre limba română, așa, după care să comentez mioveni cu chindia. Da. Asta e greu. Îmi dau seama. Și după aia să mă apuc să traduc din cău, în aceea zi. Da. Trebuie să spuneți cum are secret al scrisului este cititul. E unul din secrete, da, 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 adică dacă nu ești genial... Altă scuză n-ai. Nu prea s-au făcut anul ăsta și anii din urmă, trebuie să citești. Adică asta cu cărțile, să nasc din cărți, e un clișeu, dar e un clișeu adevărat. Clișele, în general, au la bază. Da, 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 da. N-ai, dacă nu citești, nu acumulezi. Dacă nu acumulezi, rămâi cu un fond de cuvinte precar, pe care nu-l poți folosi și nu-l poți dezvolta. Și cu opțiuni limitate, inclusiv în spațiul ăsta al creativității. Exact. Două lucruri vreau să mai întreb. Unul tot pentru cursanții de la școala de scris, pentru că ați vorbit un pic mai devreme despre asta, despre capacitatea de a renunța la primul roman, la bucăți asta mari de text, la kill personaje. Your așa la... se cheamă. Kill your babies. Kill your babies, exact. Da. Nu învățăm asta. Adică eu, de exemplu, lucrând cu niște oameni, e unul dintre lucrurile cu care mă confrunt. N-am fost învățați că editarea și renunțarea face parte din scris. Exact. Avem senzația că dacă am dus un draft până la capăt, gata, ăla e trimis la editură. Bă, și e munca mea, adică cum adică să-mi șterg acum ce am muncit eu, păi și ce fac? Ne batem joc. Exact. Eu cred că ar trebui să vorbim mai mult despre beneficiile renunțării și despre ce înseamnă să te rupi de... Asta înseamnă un grad de detașare. Exact. Pe care nu-l obții ușor. Da. Pentru că e copilașul tău, ai muncit, să-l naști, te uiți și ce faci? Îi rupe o mână? Păi nu, nu se poate. Dar trebuie să-i rupe o mână câteodată. Mai și trebuie... că mâna aia salvează restul corpului. Da, exact, da. Da, dacă e în plus, trebuie să o rupi în pare rău, e un monstru. Și n-ai ce face, plus că e, și asta iarăși e greu pentru mulți, să renunți la ce e prisosionic în frază. Chiar fraza e bună, să zicem, dar are multe adjective. Uh-huh. Prea multe, are prea multe posesive, are prea multe de alea. Trebuie să le tai. Sigur, îți scade numărul de semne. Păi și ce dacă scade numărul de semne? N-ai făcut contract cu număr fix de semne. Sau mai avem argumentul ăsta cu eu nu pot să recite sau nu pot să editez pentru că îmi pierd autenticitatea. Nu. That's stupid. Exact, da. Știu, eu dar e o prostie. Trebuie să lucrezi asupra textului. Nu poți, adică cât sunt... Cărtărescu e un caz. Da, să admitem că el e un caz, nimic altceva. Deci el are dicteul în căpșor, când începe să scrie... Curge. Uh-huh. Gabriel s-a speriat un pic când a venit cu Solenoidul la editură, a venit cu 19 caiete studențești scrise de mână, fără nicio ștersătură. Scrie de mână, da. Da. Știe să scrie pe calculator, sau nu, dar acolo nu știu. Acum Teodoro s-a scris pe calculator. Da, atunci ăla cred că a fost un experiment, 19 caiete studențești. Da. Da, e... Gabriel, dar asta e o excepție, clar. Este, pe asta spun. Deci el, în momentul când începe fraza, știe unde ajunge. Uh-huh. Și nu se... Poate să întrerupe, bă, nu este să mai întrerupe, dar nu revine, nu șterge. Adică are totul fabricat. Dar astea sunt cazuri rarisime. În general, n-ai voie să nu revii. Să nu recitești, să nu lași la răcit textul, să te întorci la el după o vreme, să vezi cum sună, să vezi dacă există naturaleți în dialoguri. Pentru că la unele sună căznic. Uh-huh. Adică
mă voi duce să urinez. Hai, hai. Așa vorbim? Nu vorbim. Apropo de asta, limbajul a fost unul dintre una dintre ridicările de sprânceană din podul diavolului, pentru că au fost bucăți destul de abrupte. Da. Vă e confortabil să scrieți în felul ăsta? Da. Adică mi-e e confortabil să citesc. El la Cluj mi s-a spus că sunt și pagini de un erotism exacerbat. Da? Sunt? Erotism, nu știu, da. Nu știu dacă erotism, dar e partea aia. Aoleu, de aia era vorba. Pornhub. Ați citat din Pornhub, așa e, da. Vă spun și măsuri. Uitasem de povestea cu cetățeanul acela la calculator, da. Că mă gândeam eu de unde zic, că există o scenă foarte picantă în Acul de Aur și Ochii Gloriana, e mai pe la sfârșit, așa, cu Hattie, servitoarea. Da, gata. Și da, e din altă carte, dar acum da, am uitat eu ce-am scris, da. Însă nu, n-am o problemă, câtă vreme nici editorul n-are, că nu suntem cu dibons totuși, adică ne zice humanitatea. Nici n-am întrebat cum. Dar n-am avut o problemă la discuția la pentru că de foarte multe ori apare așa cât un spirit de margaretă. Da. Mai limozificat așa, da. Dar nu e cazul că e literatură. Pur și simplu îți vine câte o idee. Adică și ideea vine într-o vacanță, ideea vine într-o excursie, ideea vine dând cu ochii de un tablou. Cum puteți să dezvoltați o simplă idee într-un roman? The Little Grey Sons, vorba lui Poirot. Da, adică când am ajuns la Saint-Regis de francezi, în inima Romei, acolo și am văzut tripticul Sfântului Matei, al lui Caravaggio, am știut că de acolo se iasă o carte. Am stat un sfert de oră, m-am uitat în lemnic și am zis, de aici să vă scrie ceva. Pur și simplu, deci aia a fost muza, nu altceva. Și singura carte la care am făcut o documentare, să zicem, a fost Astăzi este mâine, de care te-ai temut ieri, că m-am dus în Irlanda special, ca să văd Dublinul de azi, dar și părți din cel de ieri, și să merg până la Athenry, care e la 2 ore de mers cu trenul, cu un tren verde, bineînțeles, tot un peisaj verde, gara e verde, poate vezi că e insula de Smarag, Irlanda. Atât, în rest, nu, am ajuns în Portugalia și am găsit ceva care, am zis eu că este decorul pentru povestea lui Pedro și Inez. Era o făcătură. O făcătură, așa aia sunt, au și scrocilor și prin turiștii în Năvod. Da. Erau un spațiu de ăsta de secolul XIV-lea, cu fântâna veche, crăpată, un canal pe care își trimiteau ei bilețele, fără să explice cum de cerneala nu se ștergea în apa aia. Am să mai explic. Cu tot felul de lucruri, până când am aflat că, de fapt, povestea fusese făcută în secolul al XIX-lea ca să imite secolul al XIV-lea. Și o grămadă de gutufani neștiți au călcat în cursă, da. Dar personajele se dezvoltă, știți, de la început până la sfârșit, cum o să fie, sau se dezvoltă singure? Jumii-juma. Ele au o plecare, deci eu le conturez în vreun fel, după care îmi vin idei pe drum. Adică nu am portretul făcut de la început. Deci el trebuie să evolueze în pătrățelul ăsta, să se ducă acolo și să facă asta. Să zbenguie. Și v-a surprins un personaj să se ducă în direcție Au fost câteva. Inclusiv povestea asta cu frații Scachi din Acul de Aur, adică saltul e foarte mare. Și eu mă gândeam că a trece de la măcelărie la medicină e suficient. E ceva abrupt și care, în mod normal, nu e credibil. Dar nu m-am gândit decât abia când acțiunea o luase deja razna, că fustangiu se duce și o operează sănătate, și o operează pe regina Angliei, care era, ca să zic așa, un inviting, ca să vorbesc eufemistic, adică nu te puteai îndrăgosti tu, bărbat normal de regina Angliei. Dar au fost vreo 2-3 niște exotici. Da. Deci personajele există la un anumit nivel, după care e o doză de imprevizibil. Eu am, de jumătate de an, sunt în adorație imprevizibilului din viața noastră, care mie mi-a servit în ultima jumătate a anii niște
surprize niște linguri de-astea și de miere și de fiere, ceva de necrezut. Și am zis, e bine să lași și cărțile să se joace singure un pic. Next. Eu am rămas agățată cu dialogul acum, am prins ocazia, zic. Ați zis mai devreme că e dificil să scrii dialog și asta este și o discuție cu pe care am dat autoclip. De unde vine dificultatea? Că teoretic scrii cum ar trebui să scrii, cum vorbești. Ar trebui, ar trebui, dar nu o faci. Dar și trebuie scrii dialogul ca acum, cum vorbim noi, nu iese natural pe foaie. Transcris fix așa cum îl avem noi, ceva... Ba, cred că iese. Cred că este. Da. Dacă eviți academismele, că aici e toată povestea, mulți nu evită. Și mulți nu-și dau seama că sunt într-un dialog și că n-are rost să folosească forme academice, să fie prețioși, să... acesta, aceasta. Da? Mai ales că acum copiii învață la grădiniță să nu spună ăsta și asta, că-s cuvinte căh. Te învață da? În toată școala. Asta e o formă de cretinism galopant, după părerea mea. Și... Păi era țărâncuță, nu era. De data asta, mai fată, zi, bă, dar proste că ai scăpat, zi, zi, ce spune? De această dată? De această dată, da. Tot. Da? Dar există scriitori care pot face, pot să-și păstreze naturalețea când scriu dialog. Vlad Zografie, unul dintre ei, în roman. Răzvan Petrescu, la fel. Și mai sunt. Mai sunt. Mi-a zis și mie, mi-au zis vreo 2-3 regizori că e ok cu dialogul. Da. Da, bine, pe lângă academism, mai sunt și detaliile inutile, pentru că da. Nu e așa, limbajul oral, avem tendința să batem câmpii, iată cum fac eu acum, și să dăm din mâini mult și să compensăm. Și cred că mai e o problemă, faptul că, sigur, trebuie să scrii așa cum vorbești, doar că acolo ai mai multe personaje și tu ești unul. Și atunci va trebui cumva să scrii, nu cum vorbești tu, ci cum vorbesc cum vorbesc ele. Cred că acolo pui tot timpul o altă pălărie. Exact. Da. Mm-hmm. Să-i porți papucii, basically. Da. Dar cartea avea multe secrete. Din... Așa. Podul meu de nespecific. Să vorbim totuși și despre podul diavolului. Da. La sfârșit. Nimeni nu mai crede. Ați stabilit cele 3 podi și au fost ele scrise. Dar cartea începe cu cuplu și se termină cu cuplu. Deci are un soi de simetrie. Numele și anagramele de la... Da. De la Andrei Groton, da. Exact. După aia, personajele și faptul că sunt atât de diferite și fiecare are o menire și... lucrurile astea sunt extrem de lucrate, chiar astea dacă scrisul vine, cât se fac micile artificii while care le-au pus acolo? While in the process, deci în timp ce scrii. În timp ce scrii, dar eu n-am avut... Gândite de dinainte ca... Nu. Le fac pe măsură ce scriu. Le mai pun niște trăsături, le scot, mă răzgândesc, zic, bă, nu arată bine așa, le arată mai bine dacă e chel și roșu la față decât dacă e cu perciuni. Vi le notați pe o foaie ca să nu uitați că... Niciodată. Okay. Unele le mai uit, altele nu. Nu, la mine e o doză de hazard enormă. Dacă spun lucrul ăsta, risc să nu fiu crezut, dar eu scriu de multe ori la întâmplare. Că iese, ok. Iese și intervențiile redactorului sunt minimale, absolut minimale. Acum la lansarea de la Cluj, unul dintre lansatori mi-a zis, ca să vedeți cât de lucrată e cartea, în capitolul ăla scris limbaj de secol al XIV, apare episcopul nu știu care scoate o batistă de aia puturoasă așa, și se șterge pe față. 3 capitole mai târziu apare legistul. Okay. Acolo, lângă pod, că e primul cadavru, scoate o batistă de asta neputuroasă și se șterge pe față. Zice, ați observat racordul și atunci zic, Florin, din întâmplare. L-am observat acum, că spui. Da, n-are nicio poveste. N-am vrut nimic. Să zic autorul. Da. Și eu ce-am să zic autorul, află și el. Da. John Fowle spunea că el citește critică literară, că află despre ce a scris. Nu-și dă seama, sigur. Cum rezistați tentației să ștergeți tot ce ați făcut ca să luați la capăt? Dacă n-am făcut asta. Nu știu. N-am făcut-o, nu. Mi se pare destul de comună. Da, nu, am făcut, după ce am văzut cât de mare a fost eșecul primului roman, am abandonat total.
o carte din care scrisesem vreo 5-6 capitole. Mi se părea, ba că nu-i găsisem tonul, ba că personajele erau subțiri, erau insuficient făcute, nu se copseseră. Titlul era un titlu idiot, da, și patetic și căutat și am zis nu, n-are rost. Am apucat, e adevărat, să public, mi s-a cerut, să public 2-3 capitole, din fericire, în revista Banatul, din Lugoj. Nu s-a întâmplat. Așa, și... și ei au fost foarte triști când au auzit că eu am abandonat șantierul și l-am închis. Am spus, bă, nu, aia nu, nu era bine. Nu era bine, pur și simplu. Aici n-am avut nicio ezitare. Mi-am dat seama că nu duce nicăieri povestea. Și că e mai bine decât să pierd timp și să mă iluzionez în ideea că aș putea să scot un roman ok din ea, mai bine un grop și ce se taie, nu se fluier. Și care a fost a doua? Și atât timp după? A doua carte. A doua carte. Bun, asta e abandonată. Dar a fost primul eșec, a doua abandonată, care a fost următoarea? Nu, n-am mai fost. Păi ați scris? Deci care a fost următoarea carte pe care am scris-o? Pe care am scris-o, da. Vreau că pe care am abandonat. Nu, pe care am scris-o și cu ce sentimente când ați publicat. Am scris Balul Fantomelor, de care v-am povestit, cu drogurile, cu... și mi s-a părut că a ieșit bine. Și chiar a ieșit bine, sigur, a trecut pe sub radarul criticii. Eu, în general, nici acum n-am cine știe ce cronici. A avut Flutură Negru câteva. N-am avut nicio apăsare, adică nu m-am gândit, aoleu, dacă o zbârcesc. Nu, mi-am dat seama de la început că este, că va fi altceva și că va fi scris mult mai bine. Am avut altceva, în schimb, care m-a surprins. Și așa am descoperit că mie îmi iese bine când scriu repede. Când stau cu spatele la zid. Așa, dacă îmi dai 2 ani să scriu o carte, da. Cine știe. Da, dacă îmi spui, vezi că trebuie să apară peste 3 luni, mă mobilizez. Ceea ce nu știu dacă e neapărat bine, s-ar putea să nu fie. Unora le iese, altora nu. Dar eu stăteam și scriam la Balul Fantomelor, tacticos, frumos de tot, eram la altă editură, nu la Humanitas, și directorul editorial, cu care-s prieten, a venit și mi-a spus, tu nu scriei ceva? Zic, ba da. Vezi că vrem să-l scoate, nu știu, 3 luni, ceva de genul ăsta. Păi zic, tu am scris 2 capitole. Păi, grăbește-te, exact. Și m-am grăbit, da. Și atunci am câștigat și un pariu straniu pe care l-am făcut cu Denisa, fără să-i spun. Nici acum nu știe că am făcut pariu cu ea. Dar știe că ați câștigat. Da, asta am avut grijă să-i comunic. Eu i-am dat, ea fiind un mare cititor și un mare editor, așa, și noi fiind amici, i-am dat odată, era la Polirom, și am dat niște versuri ale mele din facultate și imediat de după facultate și am dat a 3-a carte de după Balul Fantomelor și anume Bazar Vita, care sunt niște proze. I-am dat să-mi spună și ea ce părere are, ok. Fiind pervers de felul meu, căci recunosc sunt, pagina a 6-a sau a 7-a din prima povestire am pus-o invers, ca să văd. Și am găsit tot invers. Mă normal, dacă citești, pui ca lumea pagina aia, da? Ei bine, nu. Și am primit prozele înapoi după nu mai știu cât, o lună, ceva de genul ăsta, 2 luni, și mi-a spus, măi, da, ele sunt bune, dar noi nu scoatem literatură română contemporană. Bă, asta e. La o săptămână după aia au fost inaugurate 2 serii de literatură română contemporană. Ego proză și încă una, mai știu, care sunt și acum pe piață. Așa, deci asta a fost prima păcăleală. De versuri mi-a spus, măi, da, ea fiind poetă, da, eu îmi dau seama ce ai scris tu acolo, ele, unele sunt foarte bune, altele mai puțin, dar zic, toți sunt inegali, dar ele nu vor putea să apară niciodată. Zic, de ce? Nu e locul lor într-o carte. Ok. Bun.
Balul fantomelor se termină cu delirul unui narcoman și delirul ăla înseamnă toate versurile. Recită. Am zis că sper pe asta. Da. Vorbește așa și în rime, în vers alb, ține tot capitolul așa. Ok. Aia e. Deci asta a fost Balul fantomelor și după aia Bazar bizar, la care, pe care l-am publicat la Mașina de Scris prima dată, la editura soților Ștefănescu, o editură mică și onestă. Și între timp ajunsesem la Humanitate, dar mi-a fost jenă să mă duc la Humanitate, abia am venit și mă duc cu asta. Și am publicat-o acolo, am primit drepturi de autor prima dată. Prima dată, mai știu, 60 ceva de lei, conform vânzărilor, da. De la Balul fantomelor n-am primit nimic de la Rao, că mi-a spus directorul, mi-a spus, băi, ai apărut la Rao, adică ca și cum ai fost Robert Laffont. Da. Da. Mă scuzi. Scuzi-mă pe da, da, da. Și fosta mea colegă care era la marketing, și care se chema Mădălina Tache și care acum e Simona Tache, sunt una și aceeași, a venit și mi-a spus, bă, ce mișto e asta cu bazarul? Zic, tu de unde ești? Păi am luat-o, că mi-a plăcut titlul. După care, după ce a citit-o, i-a adus-o lui Gabriel. Okay. Și uitați colegul nostru ce face. Colegul nostru. Da. Și vine Gabriel Ricea după două săptămâni, ceva de genul ăsta, vine cu cartea și spune, este, tu asta de ce n-ai adus-o la noi? Mi-a fost rușine, a spus. Ai fost fraier, zici tu. Nu o să se mai repede. Da. Nu, că am reeditat-o. Cum am uitat, s-a reeditat-o după nu știu câți ani, 7 ani, ceva de genul ăsta. E, și de atunci, după aia a venit Fanionul Roșu, care m-a coborât drastic. Ai proces și scoți o carte de sport. Da, da. Cartea de sport, oricum, nu se vindea deloc pe atunci, indiferent dacă era bună sau proastă. Mm-hmm. Nu se vindea, pur și simplu. De fapt, noi după 6-7 titluri am închis colecția. Și după aia a venit Ghidul Nesimțitului, care a însemnat bătaia pe trambulină. Deci după aia puteam să scriu orice. Ghidul Nesimțitului, n-am scris chiar orice, dar puteam să o fac. Adică în momentul în care noi primim lunar vânzările. Când am văzut că în primele luni erau vânzări de 5.000 și ceva de exemplare pe lună, nimeni nu s-a așteptat. Nici eu, nici ei. Da. Dar a fost momentul bun, pentru că era înainte de criză, în 2006, da. Ziarele aveau secțiune culturală, aveau oameni de meserie. Eu scriam la evenimentul zilei, care nu înseamnă deloc cu ce e azi evenimentul zilei. Atunci publicau Patapievici, Mihăiești, Tismăneanu, Cărtărăscu, da. Ei scriau acolo. Și mi-au spus, tu să știi, tu ai articolul tău, așa, dar poți să dai mici fragmente în avantpremieră. Mm-hmm. Deci a fost un aparat de marketing foarte bun, foarte plus bun. Cel al editurii. Și atunci, sigur că s-a dus, a avut și titlul ăsta, catchy. La care noi am marșat, am început să ne, să batem câmpii între noi băieți, care s-am zis, era perioada aia cu pedofilii belgeni, da, cu așa, da, și am zis, da, bă, da, dacă scoatem ghidul pedofilului avizat, ce o să fie? S-a îngrozit ca de el. Da. Cred că am un exemplar de atunci, fix din ediția aia. Da. Mie mi-ar fi plăcut o discuție și despre spațiu editorial în România și o groază de lucruri, dar poate ne mai vedem. Ok. Venim, unde ați zis? La Brașov, tura viitoare? La București. Primele la București, pe 28 martie la București, da. La Obor, undeva la cine... Eu stau la Bulevardul Ferdinand, ajung pe jos, nu-i problemă, imediat. Da, da, da. E posibil să vin la amândouă. Mandare, treabă, da, okay. Și dacă mai faci undeva prin țară, mi-e teamă că o să vin. Veniți, sunteți. Sunteți grupii. Exact. Da, bine, acum noi nu o să venim cu aceeași poezie de fiecare dată. Păi de asta... Tocmai de asta. Fiecare întâlnire, vorbitorii, ce are altă temă. Și noi acum... Pe 28 o să fie corectitudinea politică și mecanismele de falsificare a artei, în care unul o să fie Hăis, unul Cea. O, Doamne, am un cui cu corectitudinea. E mult mai grav, trebuie să luați bilet.
Da, există un site, Cătălina a postat deja și a dat și site-ul. Și... poți să-ți dăm un share în grup. Da. Deci o să fie pe 28, nu mai știu ce zi e. Se adună lumea... se adună lumea între 6:30 și 7, la 7 începe. Cât ține până să termine, până știu. Nu, n-ar trebui să țină mai mult de o oră jumătate, sunt nicio formă. Nici la noi nu trebuia. Dar aș știu. Să vedem, e 9:20. Și noi suntem doar 20, adică într-o sală. Da. Ok. Deci eu zic să ne mai programăm o întâlnire. Okay. Abia ne-am dezghețat cum ar veni. Bun. Așa. Și dacă sunteți amabili să le oferiți fetelor și niște autografe, ne-am bucurat foarte tare. După un scurt intermezzo publicitar. Absolut.